Dimineața unui moșier. De Lev Nicolaevici Tolstoi. 1. Prințul Nehliudov avea 19 ani și era în anul al treilea la universitate când s-a dus să-și petreacă vacanța la moșia lui, unde a stat singur toată vara. Spre toamnă a scris în franțuzește cu mâna lui încă nesigură, de copil, o scrisoare, tradusă mai jos, către mătușa sa, contesa Belorețkaia, care, după părerea lui, îi era cel mai bun prieten și pe care o socotea cea mai genială femeie din lume. Dragă mătușică, am luat o hotărâre de care va depinde soarta vieții mele întregi. Părăsesc universitatea pentru a mă consacra vieții de țară. Simt că pentru asta sunt făcut. Te implor, dragă mătușică, să nu râzi de mine. Ai să spui că sunt prea tânăr. Se poate. E drept că sunt încă un copil, dar asta nu mă împiedică să simt că menirea mea este să iubesc binele și să doresc a-l face. După cum ți-am mai scris, am găsit treburile moșiei într-o neorânduială de nedescris. Când am vrut să le pun în ordine și când le-am cercetat îndeaproape, am înțeles că izvorul de căpetenie al răului se află în starea nespus de jalnică și de ticăloasă a mujicilor și că acest rău nu poate fi îndepărtat decât cu multă muncă și răbdare. Dacă ai putea vedea numai pe doi dintre țăranii mei, pe David și pe Ivan, dacă ai vedea ce viață duc ei și familiile lor, sunt încredințat că asta te-ar convinge mai mult decât orice aș putea spune eu pentru a-mi justifica hotărârea. Nu-i oare datoria mea sfântă să mă îngrijesc de fericirea acestor 700 de oameni de care va trebui să răspund în fața lui Dumnezeu? N-aș păcătui oare lăsându-i la bunul plac al vătafilor și administratorilor neomenoși pentru a mă dedica satisfacerii plăcerilor și ambițiilor mele personale? Și de ce să caut în altă parte prilej să fiu folositor și să fac binele, când mi se înfățișează o datorie atât de nobilă, de măreață și de firească? Mă simt în stare să fiu stăpân bun. Și pentru a fi stăpân bun, așa cum înțeleg eu, nu-i nevoie nici de diplomă universitară, nici de titlurile pe care dorești atât de mult să le am. Dragă mătușică, nu mai face planuri ambițioase în ceea ce mă privește. Obișnuiește-te cu gândul că am pornit pe un drum cu totul deosebit, dar care este cel bun și care, simt, mă va face fericit. Am cugetat mult, foarte mult, la îndatoririle mele viitoare. Mi-am fixat regulile de conduită și sunt sigur că voi reuși, dacă îmi dă Dumnezeu sănătate și putere. Te rog, nu arăta scrisoarea asta fratelui meu Vasea. Mă tem de zeflemelile lui. S-a obișnuit să mă domine cu drepturile lui de frate mai mare, iar eu m-am obișnuit să mă supun. Vanea însă, chiar dacă nu-mi va aproba hotărârea, o va înțelege. Contesa i-a trimis următorul răspuns, pe care îl traducem tot din franțuzește. Scrisoarea ta, dragă Dmitri, nu mi-a dovedit nimic altceva decât că ai o inimă generoasă, lucru de care nu m-am îndoit niciodată. Să știi însă, dragul meu, că în viață însușirile noastre cele bune ne dăunează mai mult decât cele rele. Nu-ți voi spune că faci o prostie și că purtarea ta mă mâhnește, ci voi încerca să te conving. Să stăm și să judecăm, dragul meu. Tu spui că simți vocație pentru viața de țară, că vrei să-i faci fericiți pe țăranii tăi și că nădăjduiești să fii un stăpân bun. 1. Trebuie să spun că noi ne găsim vocația abia atunci când ne-am înșelat asupra ei. 2. Că e mai ușor să-ți făurești fericirea ta decât pe altora. Și 3. Că pentru a fi un stăpân bun, trebuie să fii mai întâi un om rece și sever, ceea ce tu cu greu ai să poți fi vreodată, cu toate că încerci să pari astfel. Socotești argumentele mele indiscutabile și chiar le iei drept principii de viață. Însă oamenii de vârsta mea nu mai cred în argumente și principii, ci numai în experiență. Și experiența îmi spune că planurile tale sunt o copilărie. Am aproape 50 de ani și am cunoscut mulți oameni capabili, dar niciodată n-am auzit ca un tânăr cu însușiri și de familie bună să se înmormânteze la țară sub pretextul de a face binele. Tu ai căutat întotdeauna să pari original, însă originalitatea ta nu e altceva decât o vanitate exagerată. Dragul meu, mult mai bine e să-ți alegi cărările bătătorite. Ele duc mai repede la succes, iar succesul, chiar dacă nu-ți trebuie ca atare, îți trebuie pentru a putea face binele la care te îndeamnă inima. Mizeria cătorva țărani este un rău inevitabil.
sau un rău pe care îl putem remedia fără să ne uităm în datoririle față de societate, față de familie și față de noi înșine. Cu mintea pe care o ai, cu inima ta și cu înclinația pe care o simți pentru fapte virtuoase, nu se află carieră în care să nu reușești, dar cel puțin alegeți una care să fie pe potriva ta și să-ți facă cinste. Cred în sinceritatea ta când îmi spui că ești lipsit de ambiție, numai că te înșeli pe tine însuți. La vârsta ta și cu mijloacele tale, ambiția este o virtute. Devine însă defect și vulgaritate când omul nu-i în stare să-și o satisfacă. Ai să simți asta dacă nu-ți vei schimba hotărârea. Cu bine, dragă Mitea, am impresia că te iubesc și mai mult de când îți știu planul absurd, însă nobil și generos. Fă cum crezi, însă îți mărturisesc că nu pot fi de acord cu tine. După ce a primit scrisoarea, tânărul a cântărit-o mult timp în minte și în cele din urmă, ajungând la concluzia că și o femeie genială se poate înșela, s-a retras de la universitate și a rămas pentru totdeauna la țar. 2. Tânărul moșier, așa după cum scrisese mătușii sale, își fixase principii de conducere a gospodăriei și își împărțise toată viața și ocupațiile pe ore, zile și luni. Duminica era destinată primirii solicitatorilor, oameni de la curte și țărani, vizitării gospodăriilor țăranilor săraci și împărțirii de ajutoare cu consimțământul obștei, care se aduna în fiecare duminică seara și hotăra cui și ce anume ajutor trebuie dat. După mai bine de un an petrecut așa, tânărul nostru nu mai era, nici din punct de vedere practic, nici din punct de vedere teoretic, un novice în cunoașterea treburilor gospodărești. Într-o duminică senină de iunie, după ce și sprăvi de băut cafeaua și răsfoi un capitol din La Maison Rustique, ferma, Nehliudov, cu carnetul de însemnări și cu un teanc de bancnote în buzunarul pardesiului său subțire, ieși din casa lui mare de țară, cu terase și colonade, în care ocupa la parter numai o singură odăiță, și apucând pe cărările neîngrijite, năpădite de buruieni ale parcului vechi englezesc, se îndreptă spre satul înșirat de o parte și de alta a șoselei. Nehliudov era un tânăr înalt, bine făcut, cu păr lung, ondulat și castaniu, cu ochi negri strălucitori, obraj plin de sănătate și buze rumene, deasupra cărora mijea cel din tâi puf de mustaț. Mersul și toate mișcările lui vădeau forță, energie și o încredere tinerească plină de voie bună. Țăranii se întorceau de la biserică încete pestrițe. Bătrâni, fete, copii, femei cu prunci în brațe, îmbrăcați cu toții de sărbătoare, se împrăștiau pe la case, ploconindu-se în fața boierului și ferindu-i se din cale. Ajungând în uliță, Nehliudov se opri, scoase din buzunar carnetul și pe ultima pagină, acoperită cu un scris copilăresc încă, citi câteva nume de țărani, cu însemnări în dreptul fiecăruia. Ivan Ciurisonoc cere pari, citi el, și intrând în uliță, se apropie de partea casei a doua din dreapta. Locuința lui Ciurisonoc era alcătuită din bârne pe jumătate putrede, mucedă prin colțuri, prăvălită și atât de tare vârâtă în pământ, încât ferestruica dinspre răsărit, cu geamul spart și cu oblonul rupt pe jumătate și cealaltă fără geam, înfundată cu gâlți, dădeau drept în movila de gunoi. Tinda tot de bârne, cu pragul ros și cu ușa scundă, încă o încăpere mititică, mai dărăpănată și mai scundă decât tinda, poarta și un coșar de nuiele erau îngrămădite împrejurul izbei. Toate se aflaseră cândva sub un singur acoperiș vălurit, acum însă numai pe la streșini mai atârnau paiele negre și putrezite, iar sus se vedeau pe alocuri leațurile și căpriorii dezgoliți. În fața ogrăzii era o fântână în ruină, cu ghizdelele prăbușite, cu o rămășiță de stâlp și de roată și o baltă glodoasă frământată de vite în care se bălăceau niște rați. Lângă fântână se aflau două sălci bătrâne, scorburoase și rupte, cu ramuri subțirele de un verde gălbui. Sub una dintre aceste sălci, care aminteau că pe vremuri cineva se îngrijise de înfrumusețarea acelor locuri, ședea o copilă bălaie de vreo 8 ani, care îndemna o fetiță de 2 ani să meargă pe brânci în jurul ei. Văzându-l pe boier, un cățel care se gudura pe lângă ele se înșurubă pe sub poartă, umplând curtea de lătrături speriate și răgușite. Acasă, Ivan?" întrebă Nehliudov. La întrebarea asta, fetița cea mai mare încremeni parcă, holbând ochii din ce în ce mai tare, fără să răspundă ceva. Cea mică însă căscă gura gata să plângă.
O bătrânică într-o catrință ruptă, încinsă cu un brâu vechi roșcat, se ițea pe după ușă și nu răspundea nici ea nimic. Nehliudov se apropie de tindă și mai întrebă odată. Ia acasă, milostivirea voastră, răspunse cu voce răgușită bătrânica, ploconindu-se până la pământ, cuprinsă toată de tulburare și spaimă. După ce Nehliudov, dându-i bună ziua, trecu prin tindă în curtea mică de dindos, bătrânica se lipi de ușă, își sprijini bărbia în palmă și, urmărindu-l pe boier cu privirea, începu să clatine ușurel din cap. În curte era mare sărăcie, ici colo grămezi de bălegar necărate, înnegrite. Pe bălegar zăceau trântite în neorânduială un stup putred, niște furci și două boroane. Șoproanele din jurul curții, sub care se aflau, într-o parte, un plug de lemn, o căruță fără o roată și o grămadă de stupi goi și stricați aruncați unul peste altul, erau aproape descoperite și parte dărăpânate, așa că în față căpriorii, în loc să se sprijine pe pari, zăceau în bălegar. Ciuri Sionoc smulgea cu tăișul și cu muchia toporului lesele peste care se prăbușise acoperișul. Ivan Ciuris era un mujic scund, de vreo 50 de ani. Obrazul lui prelung, ars de soare, încadrat de o barbă castanie cu fire cărunte și de păr des de aceeași culoare, avea trăsături frumoase și expresive. Ochii lui albaștri, pe jumătate închiși, priveau cu înțelepciune și un fel de nepăsare voioasă. Gura mică și bine conturată, care apărea limpede de sub mustața rară și blondă, de îndată ce începea să zâmbească, exprima o liniștită încredere de sine și o indiferență ușor bagiocoritoare la toate cele din jur. Pielea aspră, zbârciturile adânci, vinele gâtului, feței și mâinilor, ieșite în relief, spatele prea încovoiat și picioarele strâmbe și arcuite, erau mărturie că își petrecuse toată viața într-o muncă prea grea, peste puterile lui. Drept îmbrăcăminte avea pe el niște nădragi albi de cânepă, cu petice albastre la genunchi și o cămașă murdară cu spatele și mânecile ferfeniță. Peste cămașă era petrecută o cingătoare de care atârna o cheiță de aramă. Noroc și sănătate, zise boierul intrând în curte. Ciuri Sionoc ridică o clipă ochii, apoi își văzu iar de lucrul lui. Cu o zmucitură puternică trase jos leasa de sub șopron și înfipse toporul într-un buduroi. După aceea, abia potrivindu-și cingătoarea, ieși în mijlocul curții. Să trăiți, luminația voastră, zise el, ploconindu-se și scuturându-și pletele. Mulțumesc, dragă, ia că am venit să-ți văd gospodăria, spuse Nehliudov cu simpatie copilărească, privind oarecum stingherit îmbrăcămintea mujicului. Ia arată-mi la ce-ți trebuie parii pe care mi-ai cerut când s-a adunat obștea. Parii? Păi se știe la ce trebuiesc parii, luminația voastră. Să proptesc șopronul cât de cât, că ia că uitați-vă și dumneavoastră, dincoace s-a prăbușit colțul ăsta. Bine că s-a milostivit Dumnezeu și n-a fost nicio vită înăuntru. Toate abia de se mai țin, spuse Ciuris, privind cu scârbă la șoproanele fără acoperiș, strâmbe și dărâmate. Căpriori, streașină, bârne, pe ce pui mâna, vezi îndată că n-ai ce alege. Și unde mai găsești astăzi cherestea? Doar știți și dumneavoastră. Atunci la ce-ți trebuie 5 pari dacă un șopron e la pământ, iar celelalte gata să se prăbușească? N-ai nevoie de pari, ai nevoie de căprior, de bârne, de stâlpi, îți trebuie toate noi, spuse boierul, fălindu-se vădit cu priceperea lui. Ciuri Sionoc tăcea. Va să zic că-ți trebuie cherestea, nu pari. Așa să fi spus. Trebuie de bună seamă, dar de unde să o iei? Că nu te poți duce pentru toate la curte. Dacă am venit mereu la luminăția voastră să cerem de la curtea boierească tot ce ne trebuie, atunci ce fel de mujici mai suntem? Dar dacă vreți să vă milostiviți, apoi ar fi niște vârfuri de stejar care zac pe aria boierească degeaba, spuse el ploconindu-se și cumpănindu-se când pe un picior, când pe celălalt. Poate aș mai înlocui niște bârne, aș mai scurta altele, aș înșgheba ceva. Cum? Din ce este? Doar spui singur că toate sunt vechi și putrede. Acum s-a prăbușit colțul ăsta, mâine are să se prăbușească celălalt, poi mâine altul. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să faci totul din nou ca să nu irosească munca degeaba. Spune-mi, ce crezi, mai ține gospodăria ta iarna asta, ori nu? Dă, cine știe? Mie să-mi spui ce crezi tu, se năruie, ori nu? Ciuris rămase o clipă pe gânduri. Apoi, ori să se dărâme toate, spuse el dintr-o dată. Ei, vezi, așa trebuia să vorbești la adunare. Că ai nevoie să-ți ridici toată gospodăria, nu că ai trebuință de pari. Doar eu sunt bucuros să te ajut. Suntem tare bucuroși de bunătatea dumneavoastră, răspunse Ciuri Sionoc, neîncrezător privind într-o parte.
Dacă v-ați milostivi cu 4 grinzi și cu niște pari, poate că aș scoate-o la capăt și lămnăria stricată care s-o alege o fi pentru proptele la casă. Ce și casa ți se dărâmă? Apoi așa s-o cot eu cu muierea mea, că mult n-a trece și se năruie peste careva, spuse Ciuris cu nepăsare. Ea, ca mai de ună zi, a căzut de sus o bucată de grindă și a ucis-o pe muiere. Cum a ucis-o? Ia că așa a ucis-o, luminăția voastră. I-a căzut în spinare și a zăcut ca moartă până seara. Ei, și i-a trecut? De trecut i-a trecut, dar tot bolește. E drept că ea bolește de când o știu. Ești bolnavă? O întrebă Nehliudov pe femeia care stătea în pragul tindei și care prinsese a oftat de cum începuse bărbatul său să vorbească despre dânsa. Ia ca... De aici nu-mi dă drumul și pace, răspunse dânsa arătându-și pieptul slab și murdar. Mereu aceeași poveste, exclamă boierul cel tânăr dând din umeri înciudat. Dacă ești bolnavă, de ce n-ai venit să te arăți la spital? Că doar pentru asta ai făcut spitalul. Nu vi s-a spus de atâtea ori? Ni s-a spus milostivirea voastră, dar n-avem când. Și la clacă, și acasă, și copiii. La toate singură, așa ne-e dat nouă, singuri, fără ajutor. 3. Nehliudov intră în casă. În ungherul de lângă ușă, pe pereții strâmbi și afumați, atârnau felurite boarfe, iar pe pereții dinspre răsărit era puzderie de gândaci roșcați stânciucure, mai ales în jurul icoanelor și alaviței. În tavanul bordeiului acestuia de 6 arșini, întunecos și duhnind greu, era o crăpătură mare și cu toate că erau puse proptele în 2 locuri, tavanul rămăsese atât de șubred încât părea gata să se prăbușească din clipă în clipă. Da, casa e în stare foarte proastă, spuse boierul privind țintă în ochii lui Ciurisionoc, care părea că nu vrea să înceapă vorba despre asta. Are să ne turtească, are să ne turtească și copiii, începu a se tângui femeia, care stă sub polată rezemată de cuptor. Tu să taci, zise aspru Ciuris și cu un zâmbet ușor, care abia se zărea sub mustățile zbârlite, se întoarse spre boier. Nu mă mai duce capul, ce să mai fac cu casa asta, luminăția voastră, i-am pus și proptele, am lipit-o, degeaba toate. Cum să iernezi în ea, of, 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 se văita femeia. Păi dacă îi mai punem proptele, o întrerupse bărbatul său cu un aer liniștit și convins, și căptușim la loc podul și mai schimbăm aici colo câte o grindă, poate că o fi chip să ieșim din iarnă. O să putem trăi numai să umplem casa de proptele, asta-i. Așa cum e acum, o leacă să o atingi și nu ne mai rămâne nici surcică din ea. Cât stă locul lui mai ține, încheie el, vădit, mulțumit că a putut să chipzuiască așa de bine situația. Lui Nehliudov îi era ciudă și îl durea că Ciuris ajunsese în asemenea stare și nu i se adresase lui mai devreme. Doar de când venise la țară nu refuzase pe nimeni și nu dorea decât să vie toți cu nevoile lor de-a dreptul la dânsul. Simți chiar că îl cuprinde un fel de furie pe mujic și se încuruntă, dând din umeri supărat. Însă mizeria care îl înconjura și chipul liniștit și mulțumit de sinea lui Ciuris, în mijlocul acestei mizerii, îi prefăcură ciuda într-un sentiment de tristețe și deznădejde. Bine, Ivane, cum de nu mi-ai spus mai demult?" îl mustră el, așezându-se pe lavița strâmbă și murdar. N-am îndrăznit, luminăția voastră," răspunse Ciuris cu același zâmbet ușurel, legănându-și mereu picioarele negre și desculțe pe podeaua coșcovită de lut. Însă spunea asta atât de îndrăzneț și de liniștit, încât era greu să crezi că nu s-a încumetat să vină la boier. Suntem niște bieți mujici, cum să îndrăznim?" Dădu să înceapă femeia, suspinând a plâns. Nu mai trâncăni, o ținu de rău din nou Ciuris. În casa asta nu se mai poate să trăiești, e cu neputință, spuse Nehliudov după ce tăcu o bucată de vreme. Uite ce o să facem, frățioare. Ascult, luminăția voastră. Ai văzut tu casele de piatră pe care le-am ridicat în cătunul cel nou? Cele care s-a acum goale? Cum să nu le fi văzut, răspunse Ciuris, descoperindu-și într-un surâs dinții încă buni și albi. Ba încă ce ne-am mai minunat, că le-ați clădit așa. Năstrușnice case. Râdeau copiii, ci că ar fi bune de pus înăuntru grâne, de frica șobolanilor. Mântre case, încheie el, dând din cap cu mirare prefăcută. Drept ca niște închisori. Da, minunate case, uscate și călduroase și nu iau ușor foc. Îi tăie vorba boierul, încrețindu-și obrazul tânăr, vădit nemulțumit de vorba în batjocură a țăranului. Nici nu-mi cape vorbă, luminăția voastră, casele sunt tare mândre. Ei, află că una din case e gata. Are 10 arșini, tindă, coșar, toate sunt gata. Aș putea să ți-o dau ție pe datorie, în preț. Ai să-mi plătești când ai să te înlesnești, spuse boierul,
neputându-și stăpâni un zâmbet de mândrie la gândul că face un mare bine. Asta vechea ta o dai jos și îți faci din ea hambar. Mutăm și toată gospodăria. Acolo ai apă bună, îți dau o bucată de pământ din cel desțelenit, ca să-ți pui zarzavat. Peticile tale de pământ împrăștiate ți le schimb cu nogor tot acolo, aproape. Ai să o duci de minune. Ce, nu cumva nu-ți place? Întrebă Nehliudov, băgând de seamă că de îndată ce i s-a pomenit de strămutare, Ciuris a înlemnit cu ochii lăsați în pământ și zâmbetul pierit de pe față. Cum e voia luminației voastre? Răspunse el fără să ridice ochii. Bătrâna zvâcni de la locul ei ca împunsă și dădu să spuie ceva, dar bărbatul s-o iulu înainte. Cum e voia înălțimii voastre? Repetă el hotărât și supus în același timp, aruncând o ochire spre boier și scuturându-și pletele. Dar de trăit în cătunul cel nou nu putem trăi. De ce? Nu luminăția voastră, noi și așa suntem ca vai de capul nostru. Dar dacă ne strămutați, nu o să mai ajungem niciodată gospodari. Ce gospodari putem fi acolo? Cum e voia înălțimii voastre, dar acolo nu-i chip de trăit. Dar de ce? O să ajungem la sapă de lemn, luminăția voastră. De ce nu se poate trăi acolo? Apoi ce fel de viață ar fi aceea? Stai și te gândești, pustietate, apa nu se știe cum e, imaș nu-i. Cânepiștele noastre sunt îngrășate de când lumea, dar acolo de unde? Că ce-i acolo alta decât pustiu? Nici tu garduri, nici loznițe, nici hambare, nimic? Ne prăpădim luminăția voastră dacă ne alungi acolo. Pierdem și ce bruma mai avem. Locuri noi, necunoscute? Repetă el pe gânduri, scuturând însă cu hotărâre din cap. Nehliudov ar fi vrut să dovedească mujicului că n-avea dreptate și că strămutarea i-ar aduce mari foloase, că au să se facă și garduri și hambare, că apa acolo e bună și așa mai departe, dar tăcerea încăpățânată a lui Ciuris îl stingherea și simțea că nu vorbește cum ar fi trebuit. Ciuris Ionoc asculta fără să se împotrivească, însă când stăpânul tăcu își dădu cu părerea zâmbind ușurel, că cel mai bun lucru ar fi să fie mutate în cătun slugile bătrâne de la curte și Alioșa prostul să păzească acolo grânele. Asta da, s-ar potrivi, zise el zâmbind iară. Dar pentru noi nu-i nicio socoteală luminăția voastră. Știi dacă nu-i încă locuit, stărui răbdător Nehliudov. Parcă aici pe vremuri n-au fost tot pustietăți? Și acum, slavă Domnului, e plin de oameni. Mută-te tu întâi acolo și ai să vezi. Mută-te, negreșit. Vai de mine, luminăția voastră, ce se potrivește, se repezi Ciuris, parcă de teamă ca boierul să nu ia o hotărâre de nestrămutat. Aici suntem între oameni, e loc vesel cu care ne-am obișnuit. Ai și drum, ai și iaz unde să spele femeia o rufă, să adapte o vită, aici e toată gospodăria noastră. Toate sunt aici de când lumea și aria și grădina de zarzavat și răchițile, iaca, astea pe care le-a sădit taică-meu. Aici și-au dat sufletul și bunicu și tătuca, aici o să însfârșesc și eu zilele, luminăția voastră, altceva nici nu mai cer. Dacă vă veți milostivi să ne dregeți casa, n-om uita în veci bunătatea dumneavoastră, iar de nu, ne-am duce zilele înainte și în vechitura asta, cum om putea. Toată viața ne-om ruga lui Dumnezeu, urma el închinându-se până la pământ, numai nu ne-a lungat tătucă de la vatra noastră. În vreme ce vorbea Ciuris, de sub polata unde stătea nevastă sa, se auzeau suspine din ce în ce mai grele, iar când auzi cuvântul tătucă, femeia sări de la locul ei și se aruncă cu lacrimi la picioarele boierului. Nu ne nenoroci, milostive stăpân, că tu ești părintele nostru, unde să ne înstrăinăm? Suntem bătrâni și singuri, nu te avem decât pe tine și pe Dumnezeu, strigă ea cu deznădejde. Nehliudov sări de pe laviță și voi să o ridice pe bătrână, însă ea, cu un fel de foc al deznădejdii, se bătea cu capul de pământ, ferindu-se de mâna boierului. Ce faci? Ridică-te, te rog! Dacă nu vreți, eu nu vă silesc, spuse el, ridicând brațele și retrăgându-se spre ușă. După ce s-a așezat din nou pe laviță și în odaie se așternu o tăcere, întreruptă numai de suspinele femeii care se trăsese iar sub polată și ștergea mereu lacrimile cu mâneca cămășii, moșierul ce tânăr a început să înțeleagă ce însemna pentru Ciuris și pentru nevasta lui bordeiul acela dărâmat, fântâna surpată, cu balta mociruloasă din jur, coșarele putrede, șoproanele și răchițile scorburoase care se zăreau prin ferestruica strâmbă, și s-a simțit apăsat, trist și rușinat parcă. De ce n-ai spus, Ivane, duminica trecută la adunarea obștei că ai nevoie de casă? Acum nu știu cum să te mai ajut. V-am spus tuturor la prima adunare că m-am așezat la țară pentru totdeauna și că mi-am închinat viața vouă, că sunt gata să mă slujesc
De toate, numai să vă văd mulțumiți și fericiți și jur în fața lui Dumnezeu că am să mă țin de cuvânt, spuse moșierul cel tânăr, fără să știe că asemenea destăinuiri nu pot stârni încrederea niciunui om și cu atât mai puțin a unui săran rus, care prețuiește faptele, nu vorbele, și nu-i place să-și dea la iveală sentimentele, oricât de frumoase ar fi ele. Tânărul însă, în naivitatea lui, era atât de fericit de simțirea ce-l copleșea, încât nu se putea opri să n-o destăinuiască. Ciuris își plecase capul pe un număr și, clipind rar, asculta cu atenție încordată pe boierul lui, căci ce putea face decât să-l asculte, cu toate că spunea vorbe nesăbuite și care nu-l priveau nici de cum. Însă nu-i așa, nu pot răspunde la toate rugămințile. Dacă aș da la toți care îmi cer lemnărie, pe data aș rămâne fără nimic și n-aș mai putea ajuta pe cel care are cu adevărat mare nevoie. De aceea am și pus la o parte lotul pentru reparația gospodăriilor țărănești și l-am dat în seama obștei. Lemnăria asta nu mai este a mea, cea voastră, a țăranilor, și eu nu mai pot gospodări, o gospodărește obștea, așa cum crede de cuvință. Vino astăzi la adunare. Am să vorbesc obștei de nevoia ta și dacă ți-mi cuvințează cherestea pentru o casă, atunci e bine. În ce mă privește, eu lemn nu mai am. Din toată inima aș dori să-ți ajut. Dar dacă nu vrei să te muți de aici, nu mai stă în puterea mea, ci a obștei. Mă înțelegi? N-om uita niciodată bunătatea luminăției voastre, răspunse încurcat Ciuris. Dacă ne miluiți cu ceva lemn pentru șopron, apoi o scoatem noi la capăt. Ce să căutăm la obște? Știm noi. Ba nu, nu știți. Dacă porunciți, am să vin. De ce să nu vin? Numai că de la obște n-am să cer nimic. 4. Pe semne că moșierul cel tânăr mai voia să întrebe ceva pe gospodari. Nu se scula de pe laviță și se uita nehotărât când la Ciuris, când la cuptorul rece și gol. Ați prânzit? Întrebă el în sfârșit. Sub mustața lui Ciuris se ivi iar zâmbetul batjocoritor, ca și cum omului i-ar fi venit să râdă de întrebările neghioabe ale voierului. Nu răspunse nimic. Vai de mâncatul acela, stăpâne, oftă din greu nevasta. O bucată de pită, asta ne-a fost toată mâncarea. Azi n-am avut când mă duce după varză, așa că nici ciorbă n-am avut din ce face, iar vasul, cât mai era, l-am dat copiilor. Acum ai post de nevoie înălțimea voastră, se amestecă Ciuris, lămurind cuvintele nevestei. Pâine și ceapă, asta e mâncarea noastră țărănească. Încă slavă Domnului că din mila luminăției voastre nouă ne-a ajuns pâinea până acum, căci mai toți mujicii noștri au isprăvit-o. Nici ceapă nu s-a făcut nicăieri. Ia că mai adineauri am trimis la Mihailo, grădinarul. Cere o jumătate de para pe legătură. De unde să dai? Dacă mi-ți crede, nici la biserică nu ne-am mai dus de la Paști, că n-aveam cu ce cumpăra lumânare pentru Sfântul Nicolae. Nehliudov cunoștea de mult, nu din vorbele altora, ci din cele văzute de el, sărăcia cumplită în care se aflau țăranii lui. Însă toată realitatea asta era atât de străină de întreaga sa educație, de spiritul și de felul său de trai, încât fără voie uita adevărul și de fiecare dată când era înfățișat ca acum, atât de viu și de palpabil, îi se lăsa ceva nespus de apăsător și de trist pe suflet, parcă l-ar fi chinuit amintirea unei crime săvârșite și neispășită. De ce sunteți atât de săraci? Întrebă el, spunându-și gândul fără să vrea. Dar cum să nu fim săraci, luminăția voastră? Doar știți singur ce pământ avem, numai lut și hârtoape, și afară de asta, pe semne că l-am mâniat pe Dumnezeu, că de când cu holera nu se mai face nici pâine. Unde mai pui iară că pășunile și ogoarele ni s-au împuținat? Care au fost luate pentru conac, care au trecut la lanurile boierești? Eu sunt singur, bătrân. Bucuroși le-aș face toate, dar nu mă ajută puterile. Moierea mea beteagă, în fiecare an naște câte o fată și toate gurile trebuie hrănite. Mă zbat singur și am 7 suflete în casă. Fac păcat, dar uneori mă gândesc, dar lua Dumnezeu pe câțiva mai repede. Mi-ar fi mai ușor și mie și lor le-ar fi mai bine decât să se chinuiască așa. Of, suspină din greu femeia, ca și cum ar fi întărit vorbele bărbatului. Ia ca tot ajutorul meu, urmă Ciuris, arătând spre un băiețel bălan de vreo 7 ani cu părul zbârlit și burta mare, care tocmai intrase cu sfială în odaie, scârțind încetinel ușa. Acum, ținându-se cu amândouă mânuțele de cămașa lui Ciuris, se uita mirat pe sub sprâncene la boier. Ăsta-i tot ajutorul meu, zise iar Ciuris cu glas mai tare, mângâind părul bălan al copilului cu mâna lui aspră. Mai are până ce o să crească și eu nu mai am putere. Lasă bătrânețea, dar vătămătura mă dă gata. Pe vremea rea îmi vine să urlu, nu alta, și de mult ar fi trebuit să fiu scutit de boieresc la vârsta care o am. Ia ca Ermilov, Demkin, ori Zeabrev,
Toți sunt mai tineri decât mine și de mult nu mai fac boieresc. Dar eu n-am pe cine pune în loc. Asta-i buba. Și de hrănit trebuie să ne hrănim. De aceea mă zbat așa, luminăția voastră. Aș fi bucuros să te ajut, spuse boierul cel tânăr, privindu-l pe țăran cu milă. Cum e de făcut? Ce puteți face? Doar e știut lucru, dacă ai pământ, trebuie să faci și boieresc. Așa e rânduiala. Oi mai duce-o așa până ce mi-a crește băiatul. Numai dacă v-ați milostivi să-l scutiți de școală. Că a venit mai de ună zi unul de la zemstvă și spunea luminăția voastră că-l cere la școală și pe el. Milostiviți-vă să nu-l mai trimit. Că ce minte poate să aibă luminăția voastră? E încă crud, nu înțelege nimic. Ba nu, degeaba vorbește așa, spuse boierul. Băiatul tău începe să priceapă și e timpul să înveți. Spre binele tău îți spun asta. Gândește-te și tu că are să crească, are să fie gospodar, are să știe carte, are să citească și în biserică și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, și la tine în casă o să meargă treburile mai bine. Stărui Nehliudov, căutând să se exprime cât mai pe înțeles, dar înroșindu-se și încurcându-se fără să știe de ce. Nici vorbă, luminăția voastră, știu că nu ne vreți răul, dar acasă n-are cine să rămână. Eu cu muierea la clacă, iar el așa mititel, dar tot ajută. Ba duce vita la grajd, ba adapă caii. Cum o fi, dar se cheamă că-i tot un gospodar. Și zâmbind, Ciurisionoc apucă între degetele-i groase nasul băiețelului și îl șterse. Trimite-l măcar când stai tu acasă și când are timp, ai înțeles? Trimite-l negreșit. Ciurisionoc oftă din greu și nu mai răspunse nimic. 5. Și încă ceva am vrut să-ți mai spun, zise Nehliudov. De ce n-ai cărat bălegarul? Păi ce bălegar la mine, luminăția voastră? Nici n-am ce căra. Parcă ce vite am. O iepușoară și un mânz. Că vițeaua de prăsil am dat-o logofătului încă de astă toamnă. Astea ni sunt toate vitele. Cum se poate când așa puține vite să dai vițeaua de prăsilă, se miră boierul. Păi cu ce era să o hrănesc? Cum, nu ți ajung paiele ca să hrănești o vacă? Altora doar le ajunge. La alții pământul e îngrășat, dar pământul meu e numai lut, n-ai ce-i face. Păi tocmai de aceea trebuie să-i pui pălegar, ca să nu rămână lutos. Pământul îți va rodi mai bine și vei avea cu ce-ți hrăni vitele. Păi de unde bălegar dacă n-am vite? Ciudat cercle vicieux, cerc vicios, se gândea Nehliudov, dar nu-i venea deloc în minte ce sfat să dea mujicului. Și pe urmă, luminăția voastră, nu bălegarul face roada, ci de la Dumnezeu sunt toate, urmăciuris. Ia că în vara asta am strâns 6 căpițe de pe pământul cel prost, iar de pe ogorul îngrășat nici măcar un snop. Numai puterea lui Dumnezeu, adăugă el oftând. Nici n-avem noi noroc la vite, luminăția voastră, de 6 ani ne tot pierd. Vara asta ni s-a prăpădit o juncă. Pe cealaltă am vândut-o când aveam ce mânca. Iar Anțărți mi-a pierit o mândrețe de vacă. Au adus-o din cireadă teafără, sănătoasă, și deodată văd că începe să se clatine, cade și gata. Așa mi-e partea. Ascultă, bre omule, că să nu mai spui că n-ai vite pentru că n-ai nutreți și că n-ai nutreți pentru că n-ai vite. Ține pentru o vacă, spuse Nehliudov înroșindu-se și, scoțând din buzunar un teanc de bancnote mototolite, începu a le despături. Cumpără-ți o vacă în norocul meu, iar nutreți să iei de la arie, am să dau eu poruncă. Vezi să ai vaca până duminica viitoare, că am să dau iar pe aici. Ciuris, zâmbind și tot cumpănindu-se când pe un picior, când pe altul, nu întindea mâna după bani. Așa că până la urmă Nehliudov îi puse pe marginea mesei, înroșindu-se și mai tare. N-om uita niciodată bunătatea dumneavoastră, spuse Ciuris cu zâmbetul lui obișnuit, puțintel ironic. De sub polată, bătrâna oftă greu de câteva ori, șoptind parcă o rugăciune. Boierul cel tânăr se simți stingerit. Se ridică în grabă de pe laviță și, ieșind în tindă, îl chemă după el pe Ciuris. Vederea omului pe care îl miluise îi era așa de plăcută, încât nu se îndura să se despartă prea repede de dânsul. Sunt bucuros să te ajut, zise el oprindu-se lângă fântână. Pe tine nu-i păcat să te ajut, pentru că știu că nu trândăvești. Ai să muncești și eu am să te ajut. Cu voia lui Dumnezeu ai să te înstărești. Vorba-i nu să mă înstăresc, ci să nu sărăcesc cu totul luminăția voastră, răspunse Ciuris, luând dintr-o dată o expresie serioasă și chiar încruntată, ca și cum ar fi fost foarte nemulțumit de presupunerea boierului, precum că s-ar putea înstări. Când trăia tătuca și eram la un loc toți frații, nu știam ce-i nevoia. Dar după ce a murit bătrânul și noi frații ne-am despărțit, a început să ne meargă tot mai rău și mai rău. Toată pricina e că ne-am despărțit.
Păi de ce v-ați despărțit? Numai din pricina muierilor, luminăția voastră. Bunicul dumneavoastră nu mai era în viață, că dacă ar fi trăit dumnealui, n-am fi îndrăznit. Pe atunci era rânduială strașnică. Dumnealui ca și dumneavoastră avea grijă de toate. N-am fi cutezat nici să ne gândim la așa ceva. Că nu-i plăcea răposatului să dea frâu slobod oamenilor. Iar după bunicul dumneavoastră a văzut de noi Andrei Ilici. Nu că-l vorbesc de rău, dar era bețiv și zănatic. Ne-am dus noi în câteva rânduri la el și ne-am rugat cum că nu mai putem trăi de răul muierilor, să ne dea voie să ne despărțim. Ei, și ne-a bătut pe toți odată, de două ori. La urmă, tot pe-a muierilor a rămas și am început a trăi despărțiți. Apoi se știe ce trai are mujicul când e singur. Și nici nu era nicio rânduială că Andrei Ilici făcea cu noi ce poftea. Să ai de toate, zicea, dar de unde să ia omul, asta nu întreba. Apoi ne-a sporit și birul și a început să strângă și pentru masa boierească mai mult. Pământ, tot mai puțin, și nici grâu nu s-a mai făcut. Iar când s-au tras și haturile cele noi și ne-a luat tâlharul ogoarele noastre îngrășate și le-a lipit la cele boierești, ne-a prăpădit de tot. Să-ți faci seama, nu alta. Părintele dumneavoastră, fiii țărâna ușoară, era un blajin, dar noi nu-l vedeam niciodată, că tot pe la Moscova trăia. De aceea și căruțele cu dijma într-acolo se trimiteau. Apoi câteodată drumurile erau desfundate, n-aveai nutreț, dar de cărat trebuia să cari. Că nici boierul nu se putea lipsi, asta nu putea fi pricină de supărare, numai că nu era nicio rânduială. Acum când luminăția voastră vă milostiviți și stați de vorbă cu fiecare mujic, parcă ne ia altfel și nouă și nici logofătul nu mai este cum a fost. Acum știm barem că avem un boier. Nici nu se poate spune cât se bucură mujicii de mila dumneavoastră. Până ce ați fost dumneavoastră vârstnic, n-am avut un boier adevărat. Fiecare era boier. Și epitropul dumneavoastră era boier, și Irici era boier, și nevastă sa era cucoană, și notarul tot boier se făcuse. Mult, of, mult amar am mai îndurat. Nehliudov încercă din nou un sentiment semănând a rușine sau a mustrare de cuget. Își scoase grăbit pălăria și plecă mai departe. 6. Iuhvanca Mudrionei vrea să-și vândă calul. Citi Nehliudov în carnetul său de notițe și trecu peste drum la gospodăria lui Iuhvanca Mudrionei. Casa lui Iuhvanca avea acoperiș bun de paie luate de la aria boierească și era clădită din bușteni de plop de culoare argintie luați tot de la boier. Avea două obloane roșii și un cerdac cu streașină, cu parmaclâcul de lemn cioplit cu maestrie. Tinta și odaia, cea mare, păreau de asemenea în stare bună, însă impresia de îndestulare și belșug pe care o dădea gospodăria era întrucâtva stricată de gardul neterminat, de șura de lângă poartă și de șopronul descoperit care se vedea în dosul șurei. Chiar în clipa când Nehliudov ajunse lângă cerdac, din cealaltă parte se apropiară două țărance. Nevasta și mama lui Iuhvanca Mudrionei. Cea din tâi era o femeie voinică, rumenă, foarte pieptoasă și cu umerii obrajilor cărnoși și lați. Avea pe ea o cămașă curată, cusută cu arnici, la mâneci și la gât, un șorț tot așa de înflorit, o fustă nouă, ghete bune, mărgele, iar pe cap un cocoșnic pătrat, împodobit cu flori roșii de hârtie și cu fluturi. Un capăt al cobiliței sta neclintit pe umărul ei lat și puternic. Încordarea ușoară care se putea băga de seamă pe fața ei rumenă, în spinarea puțin încovoiată și în mișcarea ritmică a mâinilor și a picioarelor, dovedeau o sănătate strașnică și o putere de bărbat. Mama lui Iuhvanca, la celălalt capăt al cobiliței, părea dimpotrivă o ființă ajunsă la cel din urmă grad de bătrânețe și de crepitudine la care poate ajunge o făptură vie. Trupul ei scheletic, acoperit cu o cămașă neagră și ruptă și cu o fustă decolorată, era atât de încovoiat, încât cobilița îi stătea mai mult pe spate decât pe umăr. Mâinile ei cu degete cârligate, cu care se ținea încleștată de cobiliță, erau tuciurii și părea că n-au să se mai poată desprinde. Capul a plecat, îmbrobodit cu o zdranță, purta urmele bătrâneții și ale mizeriei celei mai crunte. De sub fruntea îngustă, brăzdată în lung și în lat de cute adânci, priveau tulbure în jos doi ochi roșii fără gene. Sub buza de sus, toată subtă, se mișca necontenit un dinte galben, lovindu-se uneori de bărbia ascuțită. Pielea fălcilor și a gâtului îi atârna ca niște săculețe care se legănau la tot pasul. Răsufla greu și horcăit, însă picioarele goale și strâmbe, deși păreau că nu mai au putere să se târâie pe pământ, pășeau regulat unul după altul. 7. Gata să se ciocnească cu boierul, femeia cea tânără puse cu sprinteneală ciubărul jos, plecă fruntea, se înclină, apoi se uită pe sub sprâncene cu ochi strălucitori la boier, și căutând să-și ascundă cu mâneca cămășii brodate cu un zâmbet ușurel, urcă repede scările tropăind. Maică, du dumneata cobilița mătușii Nastasia, strigă ea oprindu-se în ușă
și întorcând capul către bătrână. Tânărul moșier se uită aspru, dar cu luarea minte la femeia cea rumenă, se încruntă și se întoarse către bătrâna care își desfăcuse degetele încârligate de pe cobiliță, o aburcase pe umeri și se îndrepta supusă spre casa vecină. Acasă ții feciorul?" o întrebă boierul. Bătrâna, încovoindu-și și mai tare trupul gârbov, se ploconi și vrut să spuie ceva, dar ducându-și mâna la gură, începu să tușească așa de grozav, că Nehliudov nu mai așteptă și intră în casă. Iuhvanca, văzându-l pe boier, sări de pe laviță de sub icoane unde stătea și se repezi spre cuptor ca și cum ar fi vrut să se ascundă. Piti îngrabă ceva pe polată și, schimonosindu-și gura și clipind din ochi, se lipi de perete, vrând parcă să-l lase pe boier să treacă. Iuhvanca era un bărbat de vreo 30 de ani, subțiratic și bălan, cu o bărbuță ascuțită. Fața i-ar fi fost frumoasă dacă ochii lui căpriși și nestatornici n-ar fi privit atât de neplăcut pe sub sprâncenele încruntate și dacă nu i-ar fi lipsit doi dinți din față, lipsă care se băga de seamă imediat, căci avea buze scurte pe care și le mișca necontenit. Purta o cămașă de sărbătoare cu clin roșii sub soară, pantalon de pânză vărgată și cizme grele cu carâmbi încrețiți. Înăuntru, casa lui Iuhvanca nu era așa de strâmtă și de întunecoasă ca a lui Ciuris, dar te înnăbușea la fel duhoarea de fum și de cojoc și în aceeași neorânduială zăceau aruncate straie și diferite cioveie. Două lucruri atrăgeau privirea într-un chip oarecum ciudat. Un samovar mic și cam turtit așezat pe o poliță și portretul unui general în mundir roșu atârnat lângă icoane într-o ramă neagră sub un ciop de sticlă murdară. Nehliudov se uită nemulțumit în jur la samovar, la portretul generalului și la polata acoperită cu un sol vechi, de sub care se zărea capătul unei lulele legată în aramă. Bună ziua, Epifan, se adresă el țăranului privindu-l în ochi. Epifan se ploconi bâlbâind. Să trăiești țimea ta! Ultimul cuvânt îl rosti cu multă dulceață și în același timp privirea lui trecu cu repeziciune peste întreaga statura boierului, pe pereți, podea și tavan, fără să se oprească pe nimic. Apoi se apropie în grabă de polată, luă de pe ea un strai și începu să și-l tragă pe mâneci. De ce te îmbraci? Întrebă Nehliudov, așezându-se pe laviță și uitându-se cât putea mai sever la Epifan. Vai de mine, țimea ta, se poate, doar știm și noi ce se cuvine. Am venit să aflu pentru ce vrei să-ți vinzi calul, dacă ai mulți cai și pe care vrei să-l vinzi, rosti boierul cu un ton uscat, întrebările pe care i-a vădit că și le pregătise dinainte. Sărutăm dreapta, țimea ta, că nu ți-a fost silă să vii la mine, un mujic îngână Iuhvanca, cercetând cu ochii portretul generalului, soba, cizmele boierului și toate lucrurile din jur, dar ocolind fața lui Nehliudov. Mereu ne rugăm lui Dumnezeu pentru țimea ta. De ce vrei să-ți vinzi calul? Repetă Nehliudov mai tare, dregându-și glasul. Iuhvanca oftă, își scutură pletele, privirea lui făcu iar în conjurul încăperii și zărim pisica care torcea liniștită pe laviță strigă la ea. Cât sticăloasă! Apoi se întoarse cu grabă către boier. Un cal păcătos, țimea ta. Dacă ar fi bun de ceva, nu l-aș vinde. Câți cai ai în totul? Trei, țimea ta. Mânci nu ai? Cum nu, țimea ta? Am și un mânzuleț. 8. Hai să-mi arăți caii, sunt la tine în curte, nu-i așa? Mai încape vorbă, țimea ta. Cum mi s-a poruncit, așa am făcut. Se poate să nu ascultăm de porunca țimii tale? Mi-a trimis vorbă Iacov Ilici, ci că să nu scot mâine caii la câmp, că vine prințul să-i vadă. Așa că nu i-am scos. Cum am îndrăznit noi să ne ascultăm de țimea ta? În vreme ce Nehliudov ieșea pe ușă, Iuhvanca trase luleaua de pe polată și o aruncă după cuptor. Buzele îi se mișcau la fel, fără încetare, și când boierul nu se uita la el. Sub șopron, o iapă slabă vineție răscolea cu botul niște paie mucezite. Un mânz de două luni, de o culoare neprecisă, cu botul și picioarele lungi, bătând în albastru cenușiu, stătea nemișcat lângă coada ei slabă, plină de ciulini. Un jugan murg și pântecos, căluț bun de muncă, după cât se părea, stătea în mijlocul ogrăzii, cu ochii închiși și capul plecat, îngândurat parcă. Ăștia-s toți caii tăi? Ba nu, țimea ta. Ia ca încă o iepușoară și încă un mânzuleț, răspunse Iuhvanca, arătând spre caii pe care nu se putea să nu-i fi văzut boierul. I-am văzut. Pe care vrei să-l vinzi? Da, păi păsta, țimea ta, răspunse țăranul, mișcându-și fără încetare ochii și buzele și fluturând cu poala hainei spre căluțul ațipit. Juganul deschise ochii și întoarse alene spatele. Nu pare bătrân și arată să fie căluț voinic, spuse Nehliudov. Ia prinde-l să-i văd dinții, am să cunosc îndată dacă e bătrân. Nu-i chip să-l prind singur, țimea ta. Nu face nicio parachioară, dar-i nărăvaș cum nu se află țimea ta, declară Iuhvanca, zâmbind foarte vesel și împungând cu ochii în toate părțile. Lasă prostiile, prinde-l când îți spun. Iuhvanca zâmbea înainte, cumpănindu-se când pe un picior, când pe altul,
și numai când Nehludov a strigat la el supărat: "Ei, ce mai stai?" s-a repezit sub șopron, a adus un căpăstru și a început să fugă după cal, speriindu-l și apropiindu-se de el din spate, nu din față. De bună seamă că până la urmă boierul se plictisise să privească așa ceva și, în afară de asta, poate că voia să-și arate și dibăcia. "Dă-mi încoace căpăstrul!" strigă el. "Vai de mine, se poate țimea ta! Lăsați că..." Însă Nehludov se apropie de cal drept din față și, apucându-l dintr-o dată de urechi, îl aplecă spre pământ cu atâta putere încât juganul, care după toate semnele era un căluț de plug foarte blând, se clătină pe picioare și începu să sforăie, căutând să se smulgă din strânsoare. Când Nehludov și-a dat seama că este cu totul deprisos efortul și a văzut că țăranul nu înceta să zâmbească, i-a trecut prin minte bănuiala cea mai jignitoare pentru vârsta lui, anume că Iuhvanca își bate joc de el și că îl socotește încă copil. Se înroși, slăbăzi urechile calului și, deschizându-i gura fără ajutorul căpăstrului, îi cercetă dinții. Colții erau întregi, măselele pline. Lucrurile acestea ajunsese să le priceapă tânărul moșier, calul era tânăr. În vremea asta, Iuhvanca se dusese spre șopron și, băgând de seama că o boroană nu era la locul ei, o ridică și o rezemă în picioare de gard. "Ia vino încoa!" strigă boierul cu o expresie de furie copilărească pe față și aproape cu lacrimi de ciudă în glas. "Cum adică, calul ăsta e bătrân?" "Să avem iertare, țimea ta, bătrân, foarte bătrân, vreo 20 de ani să aibă." "Care cal?" "Să taci, ești un mincinos și un netrepnic, pentru că un mujic cinstit nu spune minciuni." "N-are de ce!" strigă Nehludov, sufocat de lacrimile de mânie care îi fierbeau în gâtlej. Tăcu ca să nu se facă de rușine plângând în fața mujicului. Iuhvanca tăcea și el, smărcăindu-se și clătinând ușurel din cap, cu înfățișarea cuiva care stă să plângă. "Cu ce-i să ieși la arat dacă-ți vinzi calul?" reluă Nehludov după ce se liniști de ajuns ca să poată vorbi cu voce normală. "Ești trimis într-adins la muncă cu brațele, ca să ai cai în bună stare la vremea aratului și tu vrei să-ți vinzi ultimul pe care îl mai ai? Și mai ales, pentru ce minți?" Îndată ce s-a liniștit boierul, s-a liniștit și Iuhvanca. Stătea drept, își mișca mereu buzele, iar privirea îi fugea necontenit de la un lucru la altul. "Nu munci noi mai prost ca alții pentru țimea ta." "Dar cu ce-i să ieși la muncă?" "N-aveți grijă, țimea ta, lucrul boieresc îl scoatem noi la capăt," răspunse țăranul gonind și strigând la căluț. "Ce, parcă l-aș vinde dacă n-aș avea nevoie de bani?" "Ce nevoie ai de bani?" "Nu mai avem pâine și mai trebuie să-mi plătești și datoriile." "Cum n-ai pâine? De ce altora care au și copiii le-a ajuns greul, iar tu fără familie nu mai ai? Ce-ai făcut cu el?" "L-am mâncat, țimea ta. N-a mai rămas niciun grăunte. Cumpăr eu alt cal la toamnă, țimea ta." "Nici să nu te gândești să-l vinzi." "Vai de mine, țimea ta, dacă e așa, cum o să trăim? Nici tu pâine, nici de vândut să nu vând nimic." Mormăi Iuhvanca privind deodată obraznic drept în fața boierului și strâmbând din buze. "Înseamnă că să murim de foame." "Bagă de seamă, omule," strigă Nehludov, făcându-se palid și simțind o pornire de ură contra mujicului. "Oameni ca tine nu-mi trebuiesc, ai să o pățești." "Cum e voia țimii tale, dacă-ți vinovat cu ceva," răspunse Iuhvanca, închizând ochii cu un aer de supunere prefăcută. "Dar socot că n-am greșit cu nimica." "De bună seamă, dacă nu-ți pe plac cu țimii tale, n-avem ce face, suntem la voia țimii tale. Numai nu știu de ce trebuie să îndur atâta amar." "Să-ți spun eu pentru ce." "Pentru că ți-e gospodăria părăginită, gunoiul nu-i pus sub brazdă, gardurile rupte? Și tu stai acasă și tragi din lulea în loc să muncești. Pentru că maică ta care ți-a dat toată gospodăria n-are de la tine o bucată de pâine măcar și îngădui nevestei tale să o bată, că ajunge sărmana să vie să se plângă la mine." "Să avem iertare, țimea ta, dar nici nu știu cum sunt lulelele," răspunse încurcat Iuhvanca, jignit parese cel mai mult de învinuirea că trage din lulea. "Câte nu se pot spune despre un om." "Iar minți. Te-am văzut cu ochii mei. Cum să îndrăznesc a minți pe țimea ta?" Nehludov tăcâș și început să se plimbe încolo și încoace prin curte, mușcându-și buzele. Iuhvanca, stând pe loc, urmărea cu privirile picioarele boierului fără să ridice capul. "Ascultă, Epifane," spuse Nehludov cu o voce blândă de copil, oprindu-se în fața mujicului și căutând să-și ascundă emoția. "Așa nu se poate trăi. Ai să te duci de râpă. Gândește-te bine. Dacă vrei să fii gospodar bun, schimbă-ți felul de viață, lasă-ți năravurile, nu minți, nu bea, cinstește-ți mama. Am aflat toate despre tine. Ține-te de gospodărie, nu de băutură și de furat lemne din pădurea statului. Ia gândește-te ce folos ai din asta. Dacă ai nevoie de ceva, vino la mine. Spune-mi ce-ți trebuie și pentru ce, numai nu minți, spune drept. Și atunci am să fac pentru tine tot ce mi-o sta în putință." "Vai de mine, țimea ta, pricepem noi, cum să nu pricepem?" răspunse Iuhvanca,
zâmbind ca și cum ar fi vrut să arate că înțelege de plin tot farmecul glumei boierului. Acel zâmbet și acel răspuns spulberară cu totul nădejdea lui Nehliudov de a-l întrioșa pe mujic și de a-l aduce pe calea adevărului prin îndemnurile lui. În afară de asta, îi se părea că nu se cuvine ca el, om cu autoritate, să stea să-i facă morală unui mujic. Înțelese că nu vorbește cum ar trebui. Își plecă întristat capul și ieși în tindă. Pe prag ședea bătrâna, gemând adânc, probabil ca să arate că încuvințează din toată inima vorbele boierului pe care le ascultase. Ține, să ai pentru pâine!" îi spuse la ureche Nehliudov, punându-i în mână o bancnotă. Dar cumpără-ți singură, nu da banii lui Iuhvanca, să nu ți-i bea!" Clătinând din cap, bătrâna apucă ușorul mâinii cu mâna-i osoasă ca să se scoale și să mulțumească boierului, dar până să se ridice, Nehliudov ajunse la celălalt capăt al uliței. 9. David Cabelăi cere grâu și araci, era însemnat după Iuhvanca în carnet. Trecând de câteva gospodării, până unde se desfăcea o ulicioară, Nehliudov se întâlni cu Iacov al Patâci, vechilul lui, care, văzându-l de departe, își scosese din cap șapca de mușama și prinsese să-și șteargă fața roșie și grasă cu o batistă de borangic. Puneți șapca în cap, Iacove! Hai, puneți șapca în cap când îți spun! Pe unde ați binevoit a umbla luminăția voastră? Întrebă Iacov, apărându-se de soare cu șapca, fără să-și o puie în cap. Am fost la Mudrionăi. Spune-mi, te rog, din ce pricină a ajuns în starea asta? Întrebă boierul, mergând înainte pe uliță. Dar ce s-a întâmplat, luminăția voastră? Făcu vechilul, care pășea în urma boierului la o distanță respectuoasă. Își pusese șapca în cap și acum își potrivea mustățile. Cum ce s-a întâmplat? E un ticălos fără pereche, leneș, hoț, mincinos. O chinuiește pe maică sa și, după câte înțeleg, n-are să se îndrepte niciodată netrebnicul. Nu știu, luminăția voastră, de ce vi s-o fi părut așa. Iar nevastă sa, îl întrerupse boierul, pare și ea o păcătoasă. Bătrâna e îmbrăcată mai rău ca o cerșetoare, n-are nici ce mânca, iar ea umblă împopoțonată și el tot așa. Drept să spun, nu știu ce să fac cu dânsul. Iacov se tulbură vădit când Nehliudov început să vorbească despre nevasta lui Iuhvanca. Apoi, dacă s-a ticoloșit până într-atâta luminăția voastră, atunci trebuie luate măsuri. E drept că o duce greu ca toți mujicii singuri la gospodărie, dar tot e mai grijuliu, nu așa ca alții. E om deștept, știe carte, iar cât despre cinste nu se poate spune nimic, e trimis totdeauna la strânsul birului. De când administrez eu, a fost și staroste 3 ani și de asemenea nu s-a găsit nimic împotriva lui. La 3 ani, epitropul a binevoit să-l scoată din slujbă, dar și la clac a muncit bine. Doar de când a fost poștaș la oraș, a cam căzut la darul beției, așa că trebuiesc luate măsuri. Când se mai întâmplă să o scrântească vreunul, baci frica în el și vine iar mintea la cap. Și pentru om e bine, și ai lui sunt împăcați. Dar dacă dumneavoastră nu doriți, cum s-ar spune să aplicăm asemenea măsuri, apoi nu știu ce să facem cu dânsul. Drept este că s-a ticoloșit tare. De armată nu-i bun, fiindcă dacă ați binevoit să observați, n-are 2 dinți. Dar îndrăznesc să vă aduc la cunoștință, nu e singurul care a pierdut orice frică. Lasă asta, Iacov, răspunse Nehliudov zâmbind ușor. Despre asta am vorbit și răzvorbit. Tu știi prea bine părerea mea și orice mi-ai spune nu mi-o schimb. De bună seamă, luminăția voastră, toate acestea vi-s cunoscute, grăi Iacov către boier, dând din umeri și privindu-l pe la spate, de parcă tot ce vedea el nu prevestea nimic bun. Cât despre bătrână, chiar degeaba binevoit să vă faceți griji, vorbi el mai departe. Drept este că și-a crescut singură copiii, i-a hrănit, l-a însurat pe Iuhvanca și așa mai departe. Dar așa e obiceiul la țărani, că dacă mama sau tata trece feciorului gospodăria, apoi stăpân rămân feciorul și nora, iar bătrâna trebuie să-și agonisească pâinea cum o ajută puterile. Desigur, asta nu arată din partea lor dragoste, dar așa e la țărani. De aceea îndrăznesc să vă spun că degeaba vă necăjiți pentru bătrâna. E femeie deșteaptă și gospodină. Dar de ce să vie la boier pentru toate nimicurile? Mă rog, s-o fi certat cu noră sa. Aceea poate i-o fi dat un brânci, ca între femei. Să se fi împăcat iar, nu s-a alerge la dumneavoastră. Și așa prea puneți toate la inimă, mai spuse vechilul, privindu-și cu un fel de îngăduință afectuoasă stăpânul care tăcut urca înaintea lui ulița cu pași mari. Binevoit să mergeți acasă? Întrebă el. Nu, la David Cabelăi sau Coziol, cum mi se mai spune. Alt leneș, luminăția voastră. Tot neamul lor e așa. Ce n-am încercat cu el și degeaba? Ieri am trecut pe lângă ogoarele satului. La dânsul nici hrișca nu-i semănat. Ce-i de făcut cu asemenea oameni? Măcar dacă bătrânul l-ar mai învăța pe feciorul său, dar de unde?
și el tot așa-i de leneș. Și la Băieresc și acasă la el abia se urnește. Ce n-am încercat cu el? Și eu și epitropul. Și la ocol l-am trimis și acasă l-am pedepsit? Așa cum nu vă place dumneavoastră. Pe cine? Pe bătrân? Pe bătrân. De câte ori nu l-a pedepsit epitropul chiar și față de obște, zăoașa, luminăția voastră? Măcar să fi fost cât de cât de vreun folos, dar de unde? Își freacă spinarea, pleacă și rămâne tot cum a fost. Și ca să vă spun, dar văd că e om liniștit, nu-i prost. Să fumeze, ori să bea, adică, lămuri Iacov, dai mai rău decât un bețiv. Nu mai rămâne decât să fie trimis la armată, ori surghiunit, alta nu-i nimic de făcut. Așa-i tot neamul Kozlovilor. Și Matriușca, cel care la odăile slugilor e dintre ei lor, și tot așa leneș și afurisit. Atunci nu mai aveți nevoie de mine, luminația voastră, adăugă vechilul, observând că boierul nu-l ascultă. Nu, du-te, răspunse cu gândul la Iurea Nehliudov, luând-o spre gospodăria lui David Cabielăi. Casa lui David ca era tocmai la marginea satului, singuratică și plecată pe o parte. În jurul casei nu se vedea nici o gradă, nici lozniță, nici hambar. Numai într-o parte a casei erau îngrămădite niște staule mici și murdare pentru vite. De cealaltă parte erau aruncați grămadă câțiva butuci și crengărit pentru împrejmuire. Bălării înalte și verzi creșteau pe locul unde fusese odată o gradă. Lângă casă nu era nimeni, doar un porc grohăia în noroi lângă prag. Nehliudov bătu în geamul spart, dar pentru că nimeni nu-i răspunse, se apropie de tindă și strigă: „Ei, gospodarilor!” Nici la acest strigăt nu răspunse nimeni. Trecu atunci pragul, uitându-se la șurile goale și intră în casa care era deschisă. Două găini și un cocoș roșu și bătrân se plimbau pe podele și pe laviță, înfăindu-și penele gâtului și râcăind cu ghearele. Văzând că intră cineva, începură să se izbească în pereți, bătând din aripi și cotcodăcind cu disperare. O găină sări pe cuptor. Încăperea, numai de 9 coți, era cuprinsă toată de cuptorul cu hornul spart, de un război de țesut, care nu fusese încă scos din casă, deși era vară, și de o masă înnegrită de vreme, cu tăblia coșcovită și pleznită pe alocuri. Cu toate că afară era uscat, lângă prag se afla o băltoacă murdară rămasă din ce cursese prin tavan și acoperiș când ploase ultima oară. Polată nu era. Zvenea greu să crezi că această casă ar fi locuită de oameni, atât era de mare paragina și pe din afară și pe dinăuntru. Totuși în acea casă trăia David Cabielăi cu toți ai lui. Acum, cu toată căldura zilei de iunie, David ca învelit până peste cap cu un cojocel, dormea adânc, ghemuit într-un colț pe cuptor. Nu-l trezise nici găina speriată care sărise pe cuptor și se plimba pe spatele lui tot neliniștită. Nevăzând pe nimeni, Nehliudov voia să plece, când un oftat prelung și lăcrimos dădu de gol pe stăpânul casei. „Ei, care-i acolo?” strigă boierul. De pe cuptor se auzi alt oftat prelung. „Care-i acolo? Ia vino încoace!” Încă un oftat, un geamăt și un căscat răsunător fu răspunsul la chemarea boierului. „Ei, n-auzi?” Pe cuptor foșni ceva și se zăriră poalele unui cojoc vechi. Coborâ un picior mare încălțat cu o pincă ruptă, apoi încă un picior și, în sfârșit, apăru David Cabielăi întreg. Așezat pe cuptor, își freca posomorât și alene ochii cu pumnul lui bolovănos, căsca și, aplecându-și încet capul, se uita prin casă. Văzându-l pe boier, începu să se miște ceva mai repede, dar nu din calea afară, căci Nehliudov a avut vreme să treacă de vreo 3 ori de la băltoacă la războiul de țesut și înapoi, și David ca tot nu se coboruse cu totul de pe cuptor. David Cabielăi, adică albu, era într-adevăr alb, și părul, și trupul, și fața le avea neobișnuit de albe. Era înalt și foarte gras, însă așa cum sunt mujicii când sunt grași, nu numai la burtă, ci în toată făptura. Dar grăsimea lui era puhavă, nesănătoasă. Fața, destul de frumoasă, cu ochii albaștri liniștiți și cu barbă mare și lată, avea de asemenea o înfățișare bolnăvicioasă. O față fără urme de pârleală ori de rumeneală, ci de o culoare gălbuie, bătând în vinețiu în preajma ochilor și înnecată parcă de grăsime ori umflată. Mâinile îi erau și ele galbene și umflate, ca la oamenii bolnavi de hidropizie, și acoperite cu firișoare de păr alb și subțire. Dormise atâta încât nici nu putea deschide bine ochii, necum să stea în picioare fără să se clatine și să caște. „Cum de nu ți-e rușine să dormi ziua în amiaza mare, când trebuie să-ți dregi gospodăria și când n-ai pâine?” începu Nehliudov. Îndată ce David ca se dezmetici din somn și înțelese că în fața lui se află boierul,
și-a încrucișat mâinile sub burtă și-a lăsat capul în jos, plecându-l puțin pe un umăr și-a rămas nemișcat. Tăcea. Dar fața lui și felul cum își ținea tot trupul parcă spuneau, știu, știu, n-aud asta întâia oară, bateți-mă, dacă nu-i chip altfel, o-i răbda. Aștepta parcă să sfârșească vorba boierul și să-l bată mai repede, să-l bată cât de rău peste obrajii umflați, numai să-l lase în pace cât mai degrabă. Băgând de seamă că Davâdca nu-l înțelege, Nehliudov încercă să-l scoată din tăcerea asta supusă și plină de răbdare, punându-i fel de fel de întrebări. De ce mi-ai cerut lemnărie dacă de mai bine de o lună stă la tine degeaba tocmai acum când ai mai mult timp liber, hai? Davâdca tăcea cu încăpățânare, fără a se clinti. Hai, răspunde odată. Davâdca bolborosi ceva, clipind din genele lui albe. Doar trebuie să muncești, omule. Fără muncă unde ajungem? Uite, acum nu mai ai pâine. Din ce pricină crezi? Din pricină că pământul tău e prost arat, că nu l-ai întors a doua oară, că n-ai semănat la timp. Și astea toate din lene. Îmi cer pâine. Ei, să zicem că-ți dau, că nu se poate să mor de foame. Dar n-ar trebui să fac asta. A cui pâine înseamnă că-ți dau? A cui, ia gândește-te. Răspunde. A cui e pâinea pe care ți-o dau eu ție? Întrebă cu stăruință Nehliudov. A curții. Pâine boierească, bolborosi Davâdca, ridicând ochii sfios și întrebător. Dar pâinea boierească de unde-i? Judecă și tu cine a arat? Cine a borunit? Cine a semănat ce a strâns? Mujicii, nu-i așa? Păi vezi? Dacă împart pâinea boierească la mujici, trebuie să dau mai mult celor care au muncit mai mult, iar tu care ai muncit cel mai puțin din toți, că se plâng de tine și la clacă, cer cel mai mult din pâinea boierească. Pentru ce ție să-ți dau și altora nu? Că dacă și ceilalți ar fi trândăvit pe cuptor ca tine, de mult muream cu toții de foame. Trebuie să muncești, frate, altfel e rău. Înțelegi, Davide? Înțeleg, rosti Davâdca tărăgânat printre dinți. 10. În vremea asta se văzu prin geam capul unei femei care trecea ducând niște pânză pe o cobiliță și peste o clipă intră în casă mama lui Davâdca, o femeie de vreo 50 de ani, înaltă, încă voinică și foarte vioaie. Fața ei, ciupită de vărsat și brăzdată tare, nu era frumoasă, dar nasul drept și ascuțit, buzele subțiri și strânse, ochii cenușii și ageri, arătau deșteptăciune și energie. Umerii ciolănoși, pieptul fără sâni, mâinile uscate și mușchii zdraveni ai picioarelor desculțe și pârlite, erau o dovadă că nu mai era de mult femeie, ci rob de muncă. Intră sprintenă în casă, lăsând ușa întredeschisă, își netezi fusta și se uită aspru la feciorul său. Nehliudov voi să-i spuie ceva, însă ea se întoarse cu fața la icoana neagră de lemn, care se vedea în dărâtul războiului de țesut și începu să se închine. Sfârșind cu închinatul, își potrivi bazmaua cadrilată și murdară cu care era îmbrobodită și se ploconi respectuos în fața boierului. Să trăiești luminăția ta, zise dânsa. Dumnezeu să te aibă în paza lui, tătucă. Văzând-o pe maică sa, Davâdca se tulbură. Își încovoie mai tare spatele și își plecă fruntea și mai jos. Mulțumesc, Arina, răspunse Nehliudov. Ia ca vorbeam cu feciorul tău despre gospodăria voastră. Arina, sau cum o porecliseră țăranii de pe când era fată, Arișca Burlac, își sprijini bărbia cu pumnul mâinii drepte pe care o ținea în palma mâinii stângi și, fără să mai asculte pe boier până la sfârșit, începu să vorbească așa de ascuțit și de pătrunzător, că toată casa se umplu de glasul ei și, de afară, ai fi putut crede că vorbesc mai multe femei deodată. Ce, tătucă, ce să vorbești cu el? Că nu-i în stare nici să vorbească ca oamenii. Ia uitați-vă numai cum stă zănaticul, urmă ea arătând disprețuitor din cap spre făptura greoaie și jalnică a lui Davâdca. Care-i gospodăria mea, tătucă? Suntem calici, luminăția ta, mai prăpădiți ca noi, n-ai pe nimeni în tot satul. Nu suntem buni de nimica, nici pentru casa noastră, nici pentru boieresc. Mai mare rușinea. Și numai el e de vină. L-am făcut, l-am hrănit, i-am purtat de grijă. De-abia așteptam să ne crească flăcăul. Ia ca ne-a crescut. Înfulecă la pâine, dar de muncit muncește cât bușteanul cel putred de colo. Știe numai să zacă pe cuptor sau stă uit așa și se scarpină la ceafă, zise ea strâmbându-l. Măcar tu, tătucă, dacă ai vârâ frâca în el, te rog ca pe Dumnezeu pedepsește-l, trimite-l soldat, că mi-i tot una, nu-l mai pot răbda și pace. Cum de nu ți-i rușine să o aduci pe maică-ta în starea asta? Se întoarse Nehliudov mustrător către mujic. Davâdca nu făcu nicio mișcare. Înțeleg când e omul beteag, urmă Arina cu aceeași vioiciune și cu aceleași gesturi. Dar așa, uitați-vă la dânsul. Parcă-i îngrășat de ignat. Să tot muncească umflatul de el. Dar de unde?
Are să moară pe cuptor ca un netrebnic. Și când se apucă de vreo treabă, lehamite să te uiți la dânsul. Până se scoală, până se mișcă, până ce pune mâna pe ceva, făcu ea, trăgănând vorbele și legănându-și greoi și stângaci umerii osoși. Uite și acum, moșneagul a plecat la pădure după vreascuri și a poruncit să facă niște gropi, ți-ai găsit. Nici n-a pus mâna pe hârleț. Tăcu o clipă. Are să mă vâre în mormânt, săraca de mine, țipă ea dintr-o dată, dând din mâini și apropiindu-se de feciorul său cu o mișcare de amenințare. Firara furisită, mutra ta înnecată în seu, netrebnicule, Doamne, iartă-mă! Cu scârbă și cu disperare în același timp se întoarse cu spatele la el, scuipă și cu aceeași însuflețire și cu lacrimi în ochi se îndreptă iar către boieri, dând într-una din mâini. Ia că așa mă trudesc singură, stăpâne! Moșneagul mii beteac și bătrân? Nu-i nici el de nicio nădejde. Iar eu tot singură și singură. Și o piatră și tot crapă de la o vreme. Mai bine moartă să scap de toate. M-a dat gata ticălosul. Nu mai am putere, tătucă. De atâta muncă s-a prăpădit și biata noră mea. Și pe mine tot asta mă așteaptă. 11. Cum s-a prăpădit? Întrebă cu neîncredere Nehliudov. De prea multă muncă s-a prăpădit, stăpâne, martor mii Dumnezeu. Am adus-o noi acum 2 ani din Baburin. Urmă dânsa schimbându-și deodată căutătura furioasă pe una plângăreață și tristă. Era o femeie tânără ca o floare și supusă. Acasă la taică-su lucrau nurorile și ea a trăit fără grijă, n-a știut ce-i nevoia. Dar după ce a venit la noi, îndată a trebuit să se puie pe muncă. Și la boieresc și acasă și în toate părțile. Numai dânsa și cu mine la toate. Eu ca eu, se cheamă că-s deprinsă cu munca, dar ei i-a fost tare greu și s-a îmbolnăvit de inimă rea. A muncit și a tot muncit peste puteri până ce a căzut sărmana. Vara la Sânt Petru ia ca face și un copil. Asta-i mai trebuia. Pâine n-aveam, abia de îmbucam de mirce, tătucă. Tocmai atunci era munca mai întoi și ei i-a secat laptele. Era copilașul cel din tâi, văcuță n-aveam. Și așa cum e la noi, mujicii, când să stai să-l hrănești cu sugăricea? Acum a știut lucru, ca femeia proastă. Din asta și-a făcut și mai tare inimărea. Apoi când a murit copilașul, atât a urlat și atât a bocit. Unde mai pui nevoile tot mai multe, munca tot mai grea? Așa s-a slăit de puteri în vara aceea sărmana, că de pocroave și-a dat sufletul. Fiara asta a băgat-o în pământ. Arătă ea din nou spre feciorul său cu o ură fără de margini. Voiam să te rog ceva, luminăția ta, urma apoi, după o scurtă tăcere, coborând vocea și ploconindu-se. Ce vrei? Întrebă distrat Nehliudov, tulburat de cele auzite. Dânsul e încă tânăr. De la mine ce muncă mai poți aștepta? Azi îs în viață, ca mâine mor. Ce are să se facă el fără de nevastă? Nici munca boierească n-are să o scoată la capăt. Chipsuiește cum e de făcut cu noi, tătucă. Adică vrei să-l însori? Foarte bine. Milostivește-te de noi, că tu ne ești și tată și mamă, făcu un semn feciorului ei și căzură amândoi la picioarele boierului. De ce îngenunchezi? Zise Nehliudov supărat, ridicând-o de umeri. Nu poți vorbi și așa? Știi că asta nu-mi place. Însoară-ți feciorul, n-ai decât. Sunt foarte bucuros să-i găsești o mireasă. Bătrâna se sculă și începu să șteargă cu mâneca ochii uscați. Dar văd că îi urmă pilda și, frecându-și el ochii cu pumnul lui umflat, rămase în aceeași poziție de supunere, plină de răbdare, ascultând vorbele maicăsi. Mirese sunt, cum să nu fie, ea ca și Vasiutca, a lui Mihaichin, bună fată, dar fără porunca ta, tătucă, n-are să vrea. Adică dânsa nu se învoiește, nu stăpâne, cum să se învoiască? Ce-i de făcut atunci? Eu nu pot să o silesc. Caută alta. Nu-i găsi la noi, caută în altă parte. Eu o răscumpăr numai să meargă de bunăvoie. Cu sila nu se poate să măriți o fată, este împotriva legii și e și păcat mare. Of, 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 stăpâne, parcă-i cu putință, ca văzând viața noastră, sărăcia noastră, să se mărite de bunăvoie? Cea mai amărâtă să fie și tot n-ar intra la asemenea chin. Care gospodar are să-și dea fata în casă la noi? Să fie cel mai urgisit și tot nodă. Că noi nu suntem alta decât goliciunea și calicia. De bună seamă au să spuie, una s-a prăpădit la voi de foame, cu a mea tot așa are să se întâmple. Cine să-și dea fata? Mai spuse încă o dată bătrâna, dând din cap cu îndoială. Judecă singur, luminația ta. Ce pot să fac eu? Chipzuiește într-un fel, tătucă, repetă Arina stăruitor. Cum să facem? Ce să chipzuiesc? În asemenea împrejurare, nici eu nu pot face nimic pentru voi. Dacă nu poți tu, tătucă, atunci cine? Zise Arina, lăsând capul în jos și desfăcând brațele
a nedumerire și jale. Iaca, ați cerut pâine. Am să dau ordin să vi se dea, zise boierul, după o scurtă tăcere, în care răstimp Arina suspinase, iar Davâdca îi ținuse sonul. Altceva mai mult nu pot să fac. Nehliudov ieși în tindă. Mama și băiatul veniră amândoi după boier, ploconindu-se. 12. Of, că tare singură mai sunt pe lume, rosti Arina oftând din greu. Se opri în loc și privi furioasă la fiul său. Davâdca se întoarse numai decât și, trăgându-și greoi peste prag un picior gros, încălțat cu o pincă mare și murdară, dispăru după ușa din dos. Ce-am să mă fac cu el, tătucă? Se întoarse iar Arina către boier. Că l-ai văzut înălțimea ta. Altfel nu-i om rău, e blând și liniștit. Nu-i bețiv și nu-i în stare să facă rău niciunei gângănii, păcat mi-ar fi să spun. N-are în el nicio răutate. Dar Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu dânsul, că parcă și-i singur dușman. Că doar nici el nu-i bucuros. Crede-mă că mi se rupe inima când mă uit la el și văd care ei o sânda. Oricum ar fi, dar se cheamă că în pântecele meu l-am purtat. Tare mi-i milă de el, of, tare mi-i milă. Doar nu ca să-mi fie mie sau lui, taicăsu, în ciudă, ori să se pui împotriva celor mari, că e om temător, poți să zici că e ca un copil mic. Cum să stea el, văduv? Gândește-te la noi, stăpâne, și ajută-ne, repetă Arina, dorind vădit să dreagă părerea proastă care ar fi putut să rămâie boierului după vorbele de ocară spuse mai înainte. Eu, tătucă, înălțimea ta, urmai șoptind tainic, m-am gândit fel și chip. Nu mă taie capul de ce e el așa. Nu poate fi alta decât că i-au făcut farmece niște oameni răi. Dă cu o clipă. De-am găsit omul care să-l desfacă, s-ar putea lecui. Ce prostii vorbește Arina. Cum poate cineva să facă farmece? Ba, tătucă, se pot face farmece, de rămâne omul pocit pe toată viața. Puțin răi sunt pe lumea asta? Din zavistie ia un pumn de pământ de pe urma cuiva sau un alt chip și îl lasă neom pe veci. Parcă-i greu să faci rele. Mă gândeam de n-ar fi bine să mă duc la Dunduc, moșneagul acela de la Vorobievca. Acela știe descânta, cunoaște și biruien de leac, desface farmecele și scoate apă din cruce. N-ar putea oare fi de vreun folos? Poate îl lecuiește, mai zise femeia. Iată mizeria și ignoranța, se gândea tânărul boier, în timp ce cobora cu pași mari pe ulița satului, plecându-și cu tristețe capul în piept. Ce să fac cu el? Să-l las în halul ăsta e imposibil și pentru mine, și pentru dânsul și pentru ceilalți, își spunea Nehliudov. Nu pot să-l văd în starea asta, dar cum să-l scot? Îmi zădărnicește toate planurile mele de a gospodări bine. Dacă vor rămâne mulți mujici ca dânsul, visurile mele nu se vor realiza niciodată, se gândea el cuprins de ciudă și mânie contra mujicului care îi strica planurile. Dacă el singur nu vrea să-i fie bine atunci, să-l trimit în surghiun, cum spune Iacov, sau la armată, așa trebuie să fac. Scap de el și afară de asta îl pot înlocui cu un mujic de ispravă, cugeta Nehliudov. Se gândea cu plăcere la această soluție. În același timp însă, un sentiment vag îi spunea că lucrul era judecat unilateral și nu tocmai just. Se opri în loc. Stai, ce am de gând, își spuse dânsul. Da, să-l înrolez, să-l surghiunesc și pentru ce? E un om bun, mai bun decât alții. Și de unde pot ști eu? Să-l liberez? Cugetă el, analizând de data asta problema pe toate fețele. Nu-i drept și nici nu se poate. Deodată însă îi veni un gând care îl umplu de bucurie. Zâmbi cu expresia unui om care izbuti să rezolve o problemă grea. Să-l iau la curte, își spuse el. Să-l supraveghez personal și, cu blândețe, cu sfaturi, dându-i ceva precis de făcut, să-l învăț cu munca și să-l îndrept. 13. Chiar așa am să fac, își spuse Nehliudov cu un sentiment plăcut de satisfacție și aducându-și aminte că mai trebuie să treacă pe la Dutlov, un mujic bogat, se îndreptă spre niște acareturi înalte cu două hornuri care se aflau în mijlocul satului. Apropiindu-se, se întâlni lângă casa vecină cu o femeie de vreo 40 de ani, înaltă, îmbrăcată ca în zi de lucru, care îi ieșea în întâmpinare. Să trăiești, tătucă, îl salută fără niciun fel de sfială femeia, oprindu-se lângă el și ploconindu-se cu un zâmbet prietenos. Bună ziua, Doică, răspunse Nehliudov, ce mai faci? Uite, mă duc la vecinul tău. Așa, așa, luminăția ta, bine faci. Dar la noi nu poftești? Ce s-ar mai bucura, moșneagul meu? Cum nu, intru să mai stăm de vorbă, Doică, asta e casa ta? Chiar asta, tătucă. Și Doica o luă repede înainte. Intrând după ea în tindă, Nehliudov se așeză pe un ciubăr, apoi scoase o țigară și o aprinse. Înăuntru e cald, mai bine să stăm de vorbă aici, răspunse el când Doica îl pofti să intre în casă. Doica era o femeie încă tânără și frumoasă. Trăsăturile feței și mai ales ochii mari și negri aveau mare asemănare cu chipul boierului.
punându-și mâinile sub șorț și privind cu îndrăzneală la boier, începu să vorbească dând mereu din cap. Dar pentru ce binevoiește tu că să te duci la Dutlov? Păi vreau să-i dau în arendă vreo 30 de desiatine de pământ, să întemeieze acolo o gospodărie. Și aș mai vrea să cumpere împreună cu mine niște pădure. Că doar are bani, de ce să-i țină așa nefolosiți? Tu ce spui, Doică? Da, ce să spun? Știu-te că Dutlovii sunt oameni cu stare. Socot că bătrânul e cel mai de frunte în comuna noastră, răspunse Doica dând mereu din cap. În vara asta a mai durat un acaret și numai cu lemnăria lui, fără să mai ceară nimic de la stăpân. Apoi numai cai are vreo 6 troici afară de mânși și strâjnici. Iar când îi vin vitele, adică vacele și oile de la Imaș, și ies femeile din gospodăria lui în drum să le îndemne spre casă, ce îmbulzeală îi împoartă la dâns și să ferească Dumnezeu. Și Albine are vreo 200 de stupi, dacă nu mai mult, ce vorbă, gospodar înstărit și de bună seamă că are și bani. Tu ce crezi, o fi având mulți? Întrebă boierul. Oamenii spun, dar poate din zavistie, că moșneagul are bănet mult. Numai că despre asta nu vorbește cu nimeni, nici chiar cu feciorii lui, dar de avut trebuie să aibă. De ce să nu ia pădure? Doar dacă i-o fi frică să nu se afle că are bani. Acum vreo 5 ani a mai ținut el niște fânațuri în tovărășie cu Șcalic, vătaful de la curte, dar ci că l-a înșelat Șcalic și a pierdut vreo 300 de ruble. De atunci s-a lăsat. Dar cum să nu fie ei înstăriți, stătucă, luminăția ta, urmă Doica? Trăiesc de pe 3 pământuri, sunt mulți și muncesc toți. Dar și bătrânul, de ce să nu spun drept? E un gospodar și jumătate, la toate are spor, de se miră și oamenii, și la grâne, și la cai, și la vite, și la albine, ba și la copii are noroc, pe toți i-a însurat. Mai înainte lua nuror din sat, iar acum l-a însurat pe Iliușa cu o fată din altă parte pe care a răscumpărat-o el și s-a nimerit să fie tot o femeie harnică. Și se înțeleg bine între ei, întrebă boierul. Când are casa stăpân vrednic, apoi trăiesc toți în înțelegere. Așa și la Dutlovi. Se mai hărățesc nurorile pe cuptor, cum e năravul femeiesc, dar totu-i sub mâna bătrânului și feciorii se împacă bine. Doica tăcu o vreme. Ci că acum Dutlov vrea să-i puie stăpân în casă pe feciorul lui cel mare, Carp. Am îmbătrânit, zice, de acum încolo treaba mea e la Albine. O fi Carp, gospodar bun, gospodar de ispravă, dar nici pe departe nu-l ajunge pe taicăsu. N-are el mintea bătrânului. Atunci poate ar vrea Carp să se îngrijească de pământ și de pădure, ce crezi? Întrebă boierul, vrând să-i scodească de la Doică tot ce știa ea despre vecini. N-aș crede, tătucă. Moșneagul nu i-a spus nimic lui feciorul său despre bani. Cât e în viață și banii sunt la dânsul, se cheamă că tot mintea lui cărmuiește totul. Iar băieții și așa se țin mai mult de cărăușie. Și crezi că bătrânul n-are să se învoiască? Are să se teamă. De ce să se teamă? Păi nu-i vine, tătucă, unui mujic boieresc să-și dea banii pe față. Îi poate pierde pe toți. Iaca a intrat în tovărășie cu vătaful și s-a păcălit. Cum să se mai judece cu el? Au rămas banii pierduți, iar dacă-i vorba de boier, apoi cu atâta mai vârtos. Da, din cauza asta, încână Nehliudov roșind. Rămâi cu bine, Doică. Să trăiești, tătucă, luminăția ta. Îți sărut dreapta. 14. Oare să nu mă duc mai bine acasă, se gândea Nehliudov, ajungând la poarta Dutlovilor, cuprins de o vagă tristețe și un fel de oboseală sufletească. Dar în clipa asta, poarta nouă de șipci se deschise scârțâind și în fața lui se ivi un flăcău frumos, rumen și bălan, de vreo 18 ani, îmbrăcat în haină de surugiu, ducând după el 3 cai păroși cu picioare vânjoase încă asudați. Scuturându-și vioi pletele bălane, flăcăul îl salută pe boier. E acasă tata Ilia? Întrebă Nehliudov. El a prisacă în fundul ogrăzii, răspunse flăcăul, trecând caii unul câte unul prin poarta deschisă numai pe jumătate. Nu, nu trebuie să renunț. Am să-i propun, am să fac tot ce atârnă de mine, cugetă Nehliudov și lăsând să treacă mai întâi cai, intră în curtea largă a lui Dutlov. Se vedea că gunoiul fusese de curând cărat din curte. Pământul era încă negru și umed, iar pe alocuri, mai ales lângă poarta cea mare, mai erau împrăștiați câțiva bulgări roșiatici. În curte și sub șoproanele înalte se aflau frumos orânduite multe căruțe, pluguri, sănii, stupi, putini și fel de fel de unelte țărănești. Pe sub streșinile late, sprijinite pe căpriori puternici, zburau și guruiau hulubi. Mirosea a bălegar și a catran. Într-un colț, Carp și Ignat potriveau o pernă nouă la o căruță mare pentru 3 cai legată în fier. Toți 3 feciorii lui Dutlov semănau leit unul cu altul. Cel mai mic, Ilia, pe care îl întâlnise Nehliudov în poartă,
N-avea barbă, era mai mic de statură, mai rumen și mai frumos îmbrăcat decât cei mari. Cel de-al doilea, Ignat, era ceva mai înalt, mai oacheș, avea o bărbuță ascuțită și cu toate că purta și el cizme, cămașă de surugiu și pălărie de pâslă, nu avea acea înfățișare veselă și nepăsătoare ca fratele lui mai mic. Cel mai mare, Carp, era și mai înalt, purta opinci, caftan cenușiu și o cămașă fără clin subsoară, avea o barbă mare, roșcată și arăta nu numai serios, ci aproape morocănos. Porunci să-l chem pe tata luminăția voastră, întrebă el, apropiindu-se de boier și ploconindu-se ușor și cam stângaci. Nu, mă duc eu la dânsul. Vreau să văd ce fel de prisacă are. Dar aș vrea să stau de vorbă și cu tine, adăugă Nehludov, trecând în cealaltă parte a curții, așa ca Ignat să nu poată auzi ceea ce avea de gând să vorbească el cu Carp. Încrederea în sine și oarecare trufie care se vedea în toate mișcările celor doi mujici, precum și ceea ce-i povestise Doica, îl stânjeneau pe boierul cel tânăr atât de tare încât parcă nu se putea hotărâ să înceapă vorba cu ei despre afacerea plănuită. Se simțea ca un om vinovat și îi părea mai ușor să stea de vorbă numai cu unul din frați, astfel ca celălalt să nu-l audă. Carp părea mirat că îl trage boierul la o parte, dar se duse după el. Uite ce aș vrea să te întreb, începu Nehludov cu îndoială. Aveți mulți cai? Vreo 5 troici cu totul și mai avem și mânji, răspunse cu un fel de nepăsare Carp, scărpinându-și spinarea. Frații tăi sunt surugii la poștă? Da, cu 3 troici. Dar Iliușa a fost în cărăușie, chiar acum s-a întors. Și cu folos? Ce câștigați cu asta? Ce să câștigăm, luminăția voastră? Înseamnă că iese hrana pentru noi și pentru cai. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru asta. Atunci, de ce nu vă îndeletniciți cu altceva? Ați putea să cumpărați pădure sau să arendați pământul? Asta de bună seamă, luminăția voastră, așa-i. Pământ s-ar putea arenda dacă ar fi undeva la îndemână. Păi, uite ce aș vrea să mă înțeleg cu voi. În loc să vă îndeletniciți cu cărăușia din care nu vă iese decât hrana, arendați mai bine de la mine 30 de deseatine de pământ. Vă dau tot clinul care vine după Sapovo și întocmiți-vă acolo o gospodărie mare. Și Nehludov, încălzit de planul lui de fermă țărănească, pe care îl frământase și îl repetase de atâtea ori în gând, își pierdu ezitarea de mai înainte și se porni să explice mujicului proiectul lui. Vă mulțumim pentru bunătate, luminăția voastră, spuse el după ce Nehludov tăcu și îl privi așteptând răspunsul. Nici vorbă, așa ceva nu-i rău. Mai bine să stea mujicul la coarnele plugului decât să pocnească pe drumuri din bici. Așa umblă printre străini, se întâlnește cu tot felul de lume, ia tot felul de năravuri. Cel mai bun lucru e ca mujicul să-și vadă de pământ. Atunci cum hotărăști? Cât trăiește taica, ce pot să hotărăsc eu, luminația voastră? Cum o vrea el? Du-mă în prisacă, am să vorbesc cu dânsul. Poftiți pe aici, zise Carp, îndreptându-se domol spre șura din fund. Deschise portița joasă care ducea spre prisacă și, după ce lăsă pe boier să treacă, o închise la loc. Apoi se apropie de Ignat și, fără niciun cuvânt, se apucă iar de lucru. 15. Nehludov trecu aplecându-se prin portița scundă din fundul șurii umbroase și se îndreptă spre prisaca ce se afla în spatele gospodăriei. Locul nu prea mare, mărginit cu garduri de nuiele streșinite cu paie, în care erau așezați simetric stupii acoperiți cu scândurele și pe lângă care se învăluiau zumzuind albinele aurii, era scăldat în razele strălucitoare și fierbinți ale soarelui de iunie. O cărare bătută ducea de la portiță până la mijloc, la o adăpătoare de lemn înaltă pe care era lipită o icoană de hârtie poleită, ce strălucea puternic în soare. Câțiva tei tineri își înălțau grațios coroana mlădioasă deasupra acoperișurilor de paie din curtea vecină. Se clătinau ușor și freamătul frunzișului lor fraged, de un verde închis, abia se auzea amestecat cu zunzetul albinelor. Toate umbrele ale gardului streșinit, ale teilor și ale stupilor acoperiți cu scânduri, cădeau negre și scurte pe iarba creață și măruntă ce creștea printre stupi. Silueta ascundă ușor încovoiată a bătrânului, cu capul cărunt descoperit și cu chelia lucind în soare, se zărea printre tei, lângă ușa zemnicului clădit din bârne și acoperit cu paie proaspete. Auzind scârțâitul portiței, bătrânul se întoarse și, ștergându-și cu poalele cămăși și fața sudată și arsă de soare, porni în întâmpinarea boierului, zâmbind bucuros și blajin. În prisacă era așa de bine, era atâta voioșie, liniște și lumină, atât de sincer și prietenos era chipul bătrânului cărunt care îl întâmpina pe boier în domeniile sale,
legănându-se și zâmbind blajin și mulțumit, cu zbârciturile lui dese ca niște raze în jurul ochilor și cu încălțările lui cele largi trase pe piciorul gol, încât Nehliudov uită dintr-o dată impresiile apăsătoare ale acelei dimineți și visul lui mult răvnit îi apăru viu înaintea ochilor. Îi și vedea pe toți țăranii lui la fel de bogați și de voioși ca și bătrânul Dutlov. Toți îi zâmbeau cu dragoste și bucurie, deoarece bogăția și fericirea lor o aveau numai datorită lui. Nu poruncești luminăția ta să-ți dau un obrăzar? Acum albina e rea, înțeapă, spuse bătrânul luând de pe gard și întinzând boierului un sac murdar de pânză groasă cusut pe o ramă de coajă de tei și mirosind a miere. Pe mine mă cunoaște albina, nu mă înțeapă, adăugă el cu zâmbetul blând, care nu pierea mai niciodată de pe fața lui frumoasă și pârlită de soare. Atunci nici mie nu-mi trebuie. Ce, a început roitul? Întrebă Nehliudov zâmbind fără să știe nici el de ce. E încă de vreme, tătucă Mitri Nicolaici, răspunse bătrânul arătând o afecțiune deosebită boierului, numindu-l cu numele și prenumele tatălui său. Abia acum au început să aducă păstură la stup. A fost o primăvară rece, cum știi și luminăția ta. Eu am citit într-o carte, începând Nehliudov alungând o albină care îi se încurcase în păr și bâzia chiar lângă ureche, că dacă ramele stau perpendicular pe traverse, atunci albina roiește mai curând. Pentru asta se fac niște stupe anume din scânduri, cu despărțituri. Nu dați din mâini că se înfurie, îl povățui bătrânul. Să nu vă dau mai bine obrăzarul. Pe Nehliudov îl ustura. Însă dintr-o ambiție copilărească nu voia să recunoască și refuzând încă o dată plasa, povesti mai departe bătrânului despre construcția acelor stupi, așa cum citise în La Maison Rustique, stupi în care, după părerea lui, albinele trebuiau să roiască de două ori mai mult. O albină îl înțepă însă pe gât și el se opri și se încurcă în mijlocul lămuririlor. De bună seamă, tătucă Mitri Nicolaici, vorbi bătrânul uitându-se la boier cu îngăduință părintească. Așa o fi scris la carte. Dar poate e scris cu gând rău? Adică să facă cine o vrea cum scriem noi și pe urmă o să avem de ce râde. Se întâmplă și de astea. Cum poți să înveți albina unde să-și așeze ceara? Ea singură încearcă cum e mai bine în stup, câteodată de-a curmezișul, alteori drept în sus, ia ca pofti să vedeți. Adăugă el, descoperind un stup care era mai aproape și uitându-se prin deschizătura năpădită de albine care zumzăiau și mișunau pe faguri strâmbi, aici e un roi tânăr. Se cunoaște pentru că are în frunte o matcă, iar fagurele îl așează și drept și a plecat cum îi vine mai bine. Lămurea bătrânul, furat de preocuparea lui cea mai dragă și nemai băgând de seamă starea în care se afla boierul. Iaca astăzi vine cu păstură la piciorușe. Azi e o zi caldă. Totul se vede bine, adăugă el, acoperind la loc stupul. Strivi cu cârpa o albină care se târa, apoi cu palma lui aspră îndepărtă domol câteva albine de pe ceafa izbârcită. Pe el nu-l înțepau, dar Nehliudov abia se stăpânea să nu ia la fugă din prisacă. Albinele îl înțepaseră în vreo trei locuri și îi bâzâiau împrejurul capului și al gâtului. Și ai mulți stupi? Mai întrebă el, trăgându-se înapoi spre portiță. Cât ți-a dat bunul Dumnezeu? Răspunse Dutlov surâzând. Nu se cade să-i numărăm, tătucă. Nu-i place albinei. Ia că luminația ta, urmă el, arătând niște stupi subțiri așezați pe lângă gard. Voiam să te rog să te milostivești și să-i spui lui Osip, bărbatul doicii, să-i dai poruncă. Doar suntem dintr-un sat, nu-i frumos să faci rău unui vecin. Cum să facă rău? A, dar știu că înțeapă, exclamă boierul, repezindu-se la clanța portiței. Uite așa, în fiecare an trimite albinele lui la roiurile mele tinere. Ele trebuie să se hrănească, dar albina străină le pradă fagurii și le slăbește, lămuri bătrânul, fără să vadă schimonositurile boierului. Bine, pe urmă, acum... Bolborosi Nehliudov și, nemai putând suferi înțepăturile, ieși în fugă pe portiță, apărându-se cu amândouă mâinile. Nu-i nimic, trece, trebuie frecat cu puțin pământ, zise bătrânul ieșind în curte după boier. Boierul frecă cu pământ locul unde fusese înțepat, aruncând o privire către Carp și Ignat, care însă nu se uitau la el. Se înroși și se încruntă supărat. 16. Voiam să te rog ceva pentru feciorii mei, luminația ta, spuse bătrânul, nevăzând sau făcându-se că nu vede înfățișarea mânioasă a boierului. Ce? Păi ia, ca cu caii stăm bine, slavă Domnului, avem și un argat, așa că n-am rămâne în urmă cu plata boierescului. Ei și? Dacă ai avea luminația ta bunătatea să îngădui flăcăilor să plătească obrocul pentru zilele nelucrate la clacă, atunci Iliușca și cu Ignat ar putea să se ție toată vara de cărăușie cu trei troici. Poate ar mai câștiga ceva. Și unde o să se ducă? Unde s-o nimeri, se amestecă Iliușca, care își legase caii sub șopron și în clipa aceea se apropia de taică său. Niște flăcăi din Cadmin au fost cu opt troici la Roman
și spun că s-au hrănit și au mai adus și acasă câte 30 de ruble de troică. Ori la Odest? E bine de mers, căci acolo e ieftin nutrețul. Tocmai despre asta am vrut să vorbesc cu tine, spuse boierul, întorcându-se către bătrân și căutând să aducă cât mai îndemânatic vorba despre fermă. Spune-mi, te rog, e mai de folos să faci cărăușie decât să cultiv grâu acasă la tine? Cum să nu fie mai cu folos luminăția voastră? Se amestecă iar Ilia scuturându-și pletele cu vioiciune. Acasă n-avem cu ce hrăni cai. Ei, și cât câștigi tu pe vară? Păi să vedeți, în primăvară, când nutrețul era scumtare, am plecat cu marfă la Kiev, apoi la Kursk, am încărcat iarăși curupe pentru Moscova și din asta ne-am hrănit și noi, au fost și caii sătui, v-am mai adus și 15 ruble acasă. Nu-i rău să faci o meserie cinstită, oricare ar fi ea, zise boierul, întorcându-se iarăși către bătrân. Dar mi se pare că s-ar putea găsi și altă îndelendicire, că și munca asta nu e tocmai potrivită. Umblă un flăcău tânăr prin fel de fel de locuri, întâlnește tot felul de oameni, poate lua năravuri proaste, adăugă el, repetând cuvintele lui Carp. Cu ce alta să ne îndeletnicim al de noi, fără decât cu cărăușia? Replică bătrânul cu surâsul lui Blajin. Dacă umbli bine, ești și tu sătul, sunt sătui și caii. Cât despre năravuri proaste, slavă ție, Doamne, nu-mi pleacă întâia oară flăcăii la drum. Am umblat și eu, dar n-am avut niciun rău de la nimeni, numai bine. Câte altele n-ați putea face acasă? Să vă ocupați de pământ, de fânațuri? Cum se poate luminăția voastră? Îl întrerupse Iliușa cu însuflețire. Cu cărăușia ne-am născut, cunoaștem toate rânduielile, asta e treabă potrivită pentru noi și nici cea mai dragă luminăția voastră. Cum să ne mai întoarcem la plug? Dar nu ne-ai face cinstea să poftești în casă luminăția ta? În asta nouă încă n-ai intrat, spuse bătrânul, ploconindu-se adânc și făcând cu ochiul către feciorul său. Iliușca dădu fuga în casă, iar după el intră și Nehliudov împreună cu bătrânul. 17. Intrând în casă, bătrânul s-a mai ploconit odată, a șters cu poalele straiului lavița din colțul de cinste al încăperii și a întrebat zâmbind. Cu ce să te cinstim, luminația ta? Casa era albă, cu horn, încăpătoare, cu polate și paturi pe capre de lemn. Bârnele de plop tânăr, printre care se vedea mușchiul uscat de curând, n-apucaseră încă să se înnegrească. Lavițele noi și polatele încă nu se lustruiseră și lutul pe jos încă nu se bătătorise bine. O țărancă tânără, uscățivă, cu fața prelungă și visătoare, soția lui Ilia, ședea pe patul de scânduri și împingea ușor cu piciorul leagănul agățat cu o prăjină de tavan. În leagăn, respirând abia auzit, amijea un prunc de țâță culcat cu fața în sus și cu ochișorii închiși. Altă femeie, rumenă și îndesată, nevasta lui Carp, cu mânicele suflecate mai sus de coate peste brațele vânjoase și pârlite, stătea în fața cuptorului și toca ceapă într-o strachină de lemn. O femeie însărcinată, cu obrazul ciupit de vărsat, stătea lângă cuptor, apărându-și fața cu mâneca cămăși. În casă, în afară de căldura soarelui, mai dogorea și cuptorul și mirosea tare a pâine coaptă chiar atunci. De pe polate se aplecau curioase spre boier, capetele bălăi a doi băiețandri și a unei fetițe, care se urcaseră acolo așteptând vremea mesei. Nehliudov se bucură de vederea acestei bunestări, dar în același timp îi era nu știu cum rușine de femeile și copiii, ale căror priviri erau ațintite asupra lui. Roșin se așeză pe laviță. Dă-mi o bucățică de pâine caldă, îmi place foarte mult, zise el, înroșindu-se și mai tare. Nevasta lui Carp tăie o bucată mare de pâine și o întinse boierului pe o farfurie. Nehliudov tăcea neștiind ce să spuie. Femeile tăceau și ele, bătrânul zâmbea blajin. De ce adică mi-ar fi rușine de parcă aș fi vinovat cu ceva, se gândea Nehliudov. De ce să nu fac propunerea cu ferma? Ce prostie! Totuși tăcea mai departe. Atunci cum rămâne taică Mitrici Nicolaici? Ce hotărăști în privința băieților? Întrebă bătrânul. Păi eu nu te-aș sfătui de fel să-i lași să plece. Găsește-le aici de lucru, se grăbi să răspundă Nehliudov prinzând curaj. Uite la ce m-am gândit pentru tine. Să cumpărăm pe din două tu și cu mine o pădure de la stat și niște pământ. Zâmbetul blajin de pe fața bătrânului pieri pe dat. Cum așa, luminăția ta, cu ce bani să cumpărăm? Întrerupse el pe boier. Păi mă gândesc la o pădure mică de vreo 200 de ruble, lămuri Nehliudov. Bătrânul suruse fără voie bună. Ehei, să fie bani, de ce n-am cumpărat? Spuse el. Adică n-ai tu banii ăștia? Făcu boierul cu dojană. Of, tătucă, luminăția ta, de mi-aș putea hrăni familia, nu să mai cumpăr pădure, răspunse bătrânul cu tristețe în glas privind spre ușă. Bine, dar tu ai bani, de ce să stea degeaba, stărui Nehliudov?
Bătrânul fu cuprins dintr-o dată de o mare neliniște. Îi scânteau ochii și îi tremurau umerii. Poate niște oameni răi au spus așa ceva despre mine, bolborosi el. Ia ca mă jur, adăugă înfierbântându-se din ce în ce mai tare și îndreptându-și privirile spre icoană. Să-mi crape ochii și să mor aici pe loc dacă am la sufletul meu mai mult decât cele 15 ruble pe care le-a adus Iliușa. Și mai trebuie plătit birul, doar știi și luminația ta, ne-a făcut casa. Ei bine, bine, zise boierul ridicându-se de pe laviță. Rămâneți sănătoși, gospodarilor. 18. Doamne Dumnezeule, cugeta Nehliudov îndreptându-se cu pași mari spre casă prin aleile umbrite ale parcului părăginit și rupând distrat frunzele și ramurile care se găseau în calea lui. Să fi fost oare o prostie toate visurile pe care mi le-am făcut despre țelul și îndatoririle vieții mele? De ce mă simt atât de apăsat, de trist, parcă aș fi nemulțumit de mine? Îmi închipuiam că odată ce voi fi pe această cale, voi resimți mereu neștirbit sentimentul de satisfacție morală pe care l-am încercat atunci când mi-au apărut pentru întâia oară în minte aceste idealuri. Clar și cu o putere neobișnuită îi reveni lui Nehliudov amintirea a ceea ce se petrecuse cu un an în urmă, în clipa aceea fericită. Se deșteptase dis de dimineață înaintea tuturor celor din casă și, tulburat chinuitor de avânturile tainice și nelămurite ale tinereții, ieșise fără niciun țel în grădină, de acolo trecuse în pădure și rătăcise singur multă vreme în mijlocul naturii de mai, puternice, pline de sevă, dar liniștite, rătăcise mult timp fără niciun fel de gânduri, copleșit de o simțire pe care nu o putea defini. Închipuirea lui tinerească făcea să-i apară învăluită în farmecul necunoscutului imaginea voluptoasă a femeii și îi se părea că tocmai asta dorea el, nelămurit. Însă alt sentiment mai înalt îi șoptea, nu-i asta, și îl îndemna să caute altceva. Sau mintea lui înflăcărată și fără experiență, înălțându-se tot mai sus în sfera abstractului, îi dezvăluia, după cum îi se părea lui, legile existenții și atunci cu o încântare orgolioasă se oprea la aceste gânduri. Dar iarăși sentimentul acela înalt îi spunea, nu-i asta, neliniștindu-l și îndemnându-l să caute mai departe. Se culcase pe spate sub un copac, fără gânduri și fără dorinți, așa cum se întâmplă întotdeauna după o muncă încordată, și începuse a privi norii străvezii ai acelei dimineți care treceau deasupra lui în cerul adânc și nesfârșit. Deodată, fără nicio cauză, ochii se umplură de lacrimi și Dumnezeu știe de unde îi veni un gând limpede care îi copleși sufletul și de care se agăță cu ardoare. Gândul că a iubi și a face binele constituie adevărul și fericirea, singurul adevăr și singura fericire cu putință pe lume. Glasul lăuntric de mai înainte nu-i mai spunea nu-i asta. Se ridicase și începuse să analizeze acest gând. Da, asta e. Asta e, își spusese el cu exaltare, cântărind toate convingerile lui de mai înainte, precum și toate fenomenele vieții, în lumina adevărului cu totul nou, cum i se părea lui, și pe care îl descoperise dintr-o dată. Ce fără sens e tot ce am cunoscut, ce am crezut și am iubit până acum, cugetă el. Iubirea și abnegația, iată singura fericire adevărată care nu depinde de niciun hazard, repetă zâmbind și dând din mâini. Aplicând acest gând la toate împrejurările vieții și găsindu-i confirmarea și în viață și în acel glas interior care îi spunea asta e, fusese cuprins de simțirea pentru dânsul nouă a unei emoții pline de bucurie și avânt. Așadar, pentru ca să fiu fericit, trebuie să fac binele, cugeta el. Și tot viitorul îi apăru viu înaintea ochilor, nu abstract ca până atunci, ci în imaginile concrete ale vieții de moșier. Vedea în față un câmp vast de activitate pentru întreaga lui viață, pe care și-o va consacra binelui și în care, prin urmare, va fi fericit. Nu mai avea nevoie să-și caute o sferă de activitate, o avea gata pregătită. Avea o misiune precisă, își avea țăranii lui. Ce muncă nobilă și plină de satisfacție îl aștepta în viitor. Să influențeze această clasă simplă a poporului, atât de simțitoare și de nepervertită, să o scot din mizerie, să-i dau bunăstare, să-i împărtășesc instrucția pe care eu din fericire o posed, să-i îndrept viciile provenite din ignoranță și superstiție, să-i dezvolt simțul moral, să o fac să iubească binele. Ce viitor strălucit și fericit! Și eu, care voi face toate acestea pentru propria mea fericire, mă voi bucura în plus de recunoștința lor. Voi vedea cum zi de zi mă apropii din ce în ce mai mult de țelul pe care mi l-am hotărât. Ce viitor minunat! Cum de n-am înțeles toate acestea mai de mult? Și în afară de asta, mai cugeta el în același timp, cine mă împiedică să fiu fericit și în iubirea față de o femeie, să gust fericirea vieții de familie?
și imaginația lui tânără îi zugrăvea un viitor și mai încântat. Eu și soția mea, pe care o iubesc cum nimeni niciodată n-a iubit în lumea asta, trăim mereu în mijlocul acestei naturi liniștite și poetice de la țară, împreună cu copiii noștri și poate cu vreo mătușă bătrână. Ne iubim unul pe altul, ne iubim copiii și știm amândoi că menirea noastră este să ne dedicăm binelui obștesc. Ne ajutăm reciproc pentru a atinge acest țel. Eu mă ocup de organizarea generală, acord ajutoare după dreptate, înființez ferme, case de economii, ateliere. Iar dânsa, cu chipul ei drăgălaș, într-o roche albă simplă pe care și-o ridică puțin deasupra piciorului zvelt, pășește prin noroi, se duce la școala din sat, la infirmerie, la un țăran nenorocit, care de drept n-ar merita să fie ajutat, împărțind pretutindeni, mângâiere, ajutor. Copiii, bătrânii, femeile o adoră și se uită la ea ca la un înger, ca la providență. Apoi se întoarce și nu-mi spune că a fost la țăranul acela nenorocit și i-a dat bani, însă eu știu toate și o strâng tare în brațe, îi sărut mult și duios ochii ei minunați, obrajii care se împurpurează de sfiiciune și buzele rumene care zâmbesc. 19. Unde sunt visurile mele? Se întreba acum Nehliudov, apropiindu-se de casă după ce vizitase pe cei câțiva țărani. A trecut mai mult de un an de când caut pe această cale fericirea și ce am găsit? E adevărat, uneori simt că pot fi mulțumit de mine, dar e un fel de mulțumire stearpă, numai a rațiunii. Și nici nu e adevărat, în realitate sunt nemulțumit de mine. Sunt nemulțumit pentru că aici n-am cunoscut fericirea pe care o doresc, o doresc arzător. N-am gustat încă din plăcerile vieții și m-am desprins de tot ce poate procura aceste plăceri. De ce? Pentru ce? Cui i-a folosit asta cu ceva? Avea dreptate mătușa mea când îmi scria că e mai ușor să-ți găsești fericirea ta proprie decât să o dai altora. Devenit oare mujicii mei mai bogați, s-au instruit și au ridicat nivelul lor moral? Nici de cum. Lor nu le e mai ușor, iar mie îmi e din zi în zi tot mai greu și mai greu. Dacă aș vedea vreun succes al activității mele, dacă aș vedea recunoștință, dar nu, dimpotrivă, nu văd decât rutină falsă, viciu, neîncredere, neputință. Îmi pierd în zadar cei mai frumoși ani din viață. Își zise el și, fără să știe de ce, își aminti că vecinii, după cum îi spusese dădaca, îl socoteau un prostănac, că nu-i mai rămăsese niciun ban în caseta moșiei, că batoza cea nouă, instalată de el când a fost pentru întâia oară pusă în mișcare la arie în fața mulțimii, n-a trăierat nimic, ci nu mai fluiera în hazul tuturor mujicilor, că de pe o zi pe alta era de așteptat ca judecătoria locală să-i puie sechestru pe moșie pentru că, pasionându-se de felurite întreprinderi noi gospodărești, neglijase termenul de plată la ipotecă. Și dintr-o dată, tot așa de viu cum mi se înfățișase mai înainte plimbarea de la țară prin pădure și visul vieții de moșier, îi apăru cămăruța lui de student de la Moscova, în care sta noaptea târziu, la lumina unei lumânări, împreună cu colegul și prietenul lui de 16 ani, pe care îl iubea nespus. Citeau și repetau câte 5 ore în șir note plicticoase de drept civil, și după ce sfârșeau, trimiteau să li se aducă cina, contribuind amândoi ca să cumpere o sticlă de șampanie, și începeau să discute despre viitorul care îi aștepta. Cu totul diferit îi se înfățișa tânărului student viitorul. Atunci se arăta plin de plăceri, de activitate variată, de strălucire, plin de succese, și fără nicio îndoială trebuia să-i ducă pe amândoi la cel mai de preț bun din lume, după cum li se părea lor atunci, la glorie. El pășește în adevăr pe acest drum și pășește repede, gândea Nehliudov despre prietenul lui, pe când eu? În vremea asta a ajunse lângă pridvorul casei unde stăteau vreo 10 mujici și oameni ai curții, care îl așteptau cu diferite cereri și fu astfel nevoit să se întoarcă din meditațiile lui la realitate. Se afla acolo o femeie în zdrențe, zbârlită și plină de sânge, care se jeluia plângând că socrul său era cât pe ce să o omoare. Mai erau doi frați care de 2 ani își împărțeau gospodăria și se priveau unul pe altul cu ură înverșunată. Un bătrân cărunt, cu mâinile tremurând din pricina beției, fusese adus la boier de fiul său, grădinarul, care se plângea de purtarea desfrânată a lui taică său. Mai era și un mujic care își alungase nevasta din casă pentru că nu muncise nimic toată primăvara. Se afla de față și femeia bolnavă, nevastă sa, care, plângând în hohote, fără a scoate niciun cuvânt, ședea pe iarbă lângă pridvor, ținându-și în văzul tuturor piciorul umflat, legat la nimereală cu o cârpă murdară. Nehliudov ascultă rugămințile și plângerile, sfătuind pe unii, cercetând cazurile altora și făgăduind ajutorul câtorva, apoi trecu în odaia lui, cuprins de un sentiment confuz de oboseală, rușine, neputință și mustrare de cuget. 20.
În odăița pe care o ocupa Nehliudov se afla o canapea veche de piele, bătută cu ținte de aramă, și câteva fotolii, la fel o masă veche de joc de cărți, cu sculpturi în lemn, incrustații și cadru de aramă, pe care se aflau diferite hârtii și un pian galben englezesc foarte vechi, deschis, cu clapele înguste și tocite. Între ferestre atârna o oglindă mare într-o ramă veche, încrustată și poleită. Pe podea, lângă masă, zăceau teancuri de hârtii, cărți și registre. În general, toată camera era lipsită de stil și neorânduială. Acea neorânduială vie contrasta izbitor cu înfățișarea austeră și pretențioasă a celorlalte încăperi ale casei, cu mobile vechi boierești. Intrând în odaie, Nehliudov își aruncă supărat pălăria pe masă și se așeză picior peste picior pe scaunul din fața pianului, lăsându-și capul în piept. Nu vrei să mănânci înălțimea ta?" îl întrebă o bătrână zbârcită, slabă și înaltă, cu bonetă, broboadă la gât și rochie de stambă care intrase în acea clipă în odaie. Nehliudov se uită la ea și tăcu un timp, ca și cum ar fi așteptat să-și vie întâi în fire. Nu, dă dacă nu vreau," răspunse dânsul căzând iarăși pe gânduri. Dă dacă clătină supărată din cap și oftă. Oftă tu că Dmitri Nicolaici, de ce ți s-a urât așa? Sunt necazuri și mai mari, dar trec toate zău așa." Dar nu mi s-a urât deloc. De unde ai scos-o, Malania Finogherovna?" răspunse Nehliudov încercând să zâmbească. Dar cum să nu ți se urască? Ce, eu nu văd?" Începu să vorbească Dădaca cu aprindere. Toată ziulica singur, singurel. Toate le pui la inimă, toate le descurci singur. Nu mai mănânci aproape nimica. Treabă-i asta. Măcar dacă te-i mai duce în oraș sau pe la vecini, dar așa, unde s-a mai pomenit una ca asta? Ești tânăr și să te prăpădești așa cu firea pentru toate? Iartă-mă, tătucă, am să stau jos, urmă Dădaca, așezându-se lângă ușă. Ai dat atâta frâu, slobod, că nimeni nu mai știe de frică. Așa crezi că fac stăpânii? Tu te nenorocești, iar țăranii se nărăvesc numai. Doar îi știi cum sunt. Nu simt și nu pricep, crede-mă pe mine. Mai bine te-ai duce la mătușa înălțimii tale. Avea dreptate dânsa când ți-a scris. Îl dojenea Dădaca. Nehliudov se simțea din ce în ce mai trist. Mâna dreaptă, care era sprijinită pe genunchi, atinse moale clapele. Răsună un acord, apoi al doilea, al treilea. Se trase mai aproape, scoase cealaltă mână din buzunar și începu să cânte. Acordurile pe care le lua erau câteodată nearmonioase, chiar false, cele mai multe convenționale până la banalitate și nu dovedeau niciun fel de talent muzical. Însă această ocupație îi producea o plăcere nelămurită, plină de melancolie. La fiecare schimbare armonică aștepta cu inima bătând să audă rezultatul și dacă ieșea ceva muzical, completa tumultuos ceea ce lipsea cu imaginația. Îi se părea că aude sute de melodii, un cor și o orchestră în armonie cu acordurile lui. Însă cea mai mare plăcere i-o procura activitatea intensă a imaginației, care în acel moment îi înfățișa întrerupt și fără legătură, însă cu o claritate uimitoare, cele mai felurite, mai amestecate și mai absurde chipuri și tablouri din trecut și viitor. Îi apărea chipul umflat al lui David Cabelui, clipind speriat din genele lui albe la vederea pumnului vânjos și negru al maicăsii, spinarea încovoiată și mâinile mari acoperite de un păr albicios ale lui Davâdca, care răspundea la toate chinurile și la toate lipsurile numai cu răbdare și supunere față de soartă. Sau o vedea pe Doica cea ageră și îndrăzneață, ca una ce trăise la curte, și-și imagina Dumnezeu știe de ce, cum se duce dânsa prin sate și învață pe țăran că trebuie să-și ascundă banii de boier și el își șoptește inconștient. Da, trebuie ascunși banii de boier. Sau dintr-o dată vede căpșorul bălai al viitoarei lui soții, care nu se știe din ce pricină îi se apleacă pe umăr în lacrimi și adânc îndurerat. Ori vede ochii blânzi și albaștri ai lui Ciuris privindu-și cu drag băiețelul lui cel cu burta mare. Da, el vede întrânsul mai mult decât pe copilul lui, vede un ajutor, un salvator. Asta este dragostea, murmură Nehliudov. Apoi își aduce aminte de mama lui Iuhvanca, de expresia plină de răbdare și a tot iertătoare pe care o putuse băga de seamă pe fața îmbătrânită, cu tot dintele ieșit în afară și trăsăturile ei așa desluțite. Poate că sunt cel din tâi om care a băgat de seamă acest lucru în cei 70 de ani de când e pe lume, cugetă Nehliudov și șoptește. Ce ciudat, continuând să atingă inconștient clapele și să asculte cu atenție sunetele. Apoi foarte clar își aduce aminte de fuga lui din prisacă și de expresia de pe fața lui Ignat și a lui Carp, care de-abia se stăpânesc de râs, dar care se prefac că nu se uită la dânsul. Roșește și fără voie întoarce privirea către Dădacă, care șade tot lângă ușă și îl privește țintă în tăcere,
clătinându-și din când în când capul cărunt. Deodată îi apare o troică de cai asudați și făptura voinică și frumoasă a lui Iliușa, cel cu plete bălane, cu ochi codați albaștri care strălucesc vesel, cu rumeneala lui fragedă și puful blond care a început să-i mijească pe buze și bărbie. Își amintește ce tare se temea flăcăul că n-are să-i îngăduie să mai umble în cărăușie și cât de aprins apăra el în deletnicirea care îi plăcea. Vede o dimineață cenușie, încețoșată, șoseaua alunecoasă și un șir lung de căruțe cu trei cai încărcate cu vârf, acoperite cu rogojini și având pe ele niște litere mari negre. Caii bine hrăniți, cu picioare vânjoase, trag la deal cu puteri înfrățite, sunând din zurgălăi, arcuindu-și spinările, întinzând șleaurile și înfingând puternic caielele potcoavelor în drumul alunecos. În întâmpinarea șiragului de care, coboară repede la vale poșta, sunând din clopoței care răsună departe până în fundul codrului ce se întinde de o parte și de alta a drumului. Ehei, strigă puternic cu o voce copilărească surugiul din față, învârtind biciul pe deasupra capului acoperit de o pălărie de pâslă cu tăbliță de metal. Lângă roata de dinainte a celei dintâi căruțe pășește greoi încălțat cu niște cizme uriașe, carp, cu barba lui roșcată și privirea posacă. Din a doua căruță se ițește capul frumos al lui Iliușa, care s-a încălzit de minune în zori sub rogojina din partea din fața căruței. Trei troici încărcate cu lăzi au trecut pe lângă ei cu chiote, huruit de roți și sunete de clopoței. Iliușca își vâră din nou capului frumos sub rogojină și adoarme. Vine și înserarea limpede și caldă. În fața troicilor obosite care se îngrămădesc dinaintea hanului, se deschid porțile de lemn și căruțele înalte cu covergi de rogojin, trec hurducându-se peste podețul de la poartă și dispar una după alta în șoproanele încăpătoare. Iliușca dă voios bună seara gazdei, o femeie pieptoasă și albă la față care îl întreabă. De departe? Au de gând să mănânce mult? Privind cu plăcere cu ochii ei strălucitori și dulci la flăcăul acela frumos. Iată-l, a îngrijit cai și acum intră în odaia prea încălzită și tixită de oameni, se închină și se așează în fața unei străchini de lemn pline, schimbând vorbe de haz cu hangița și cu tovarăși. Iată și așternutul lui sub cerul liber și înstelat care se vede deasupra șoproanelor, pe un maldăr de fân dulce mirositor, aproape de cai care forăind și cumpănindu-se când pe un picior când pe altul, aleg nutrețul din ieslele de lemn. S-a apropiat de fân, s-a întors către răsărit și făcându-și semnul crucii pe pieptul lui lat și puternic și scuturându-și pletele bălane, a murmurat de vreo 30 de ori Tatăl nostru și de vreo 20 de ori Doamne miluiește. Apoi, învelindu-și capul în suman, s-a cufundat în somnul sănătos și fără griji al omului voinic și tânăr. Și iată îi apar în vis orașe și locuri. Chievul cu lăcașurile cuvioase și mulțimile lui de credincioși, Romenul cu negustorii și mărfurile lui, îi apare Odesa și Marea Albastră întinsă cu pânzele albe ale corăbiilor și Țarigradul cu case aurite și turcoaice cu sâni albi și sprâncene negre, orașe și locuri spre care zboară pe aripi nevăzute. Zboară liber și ușor, tot mai departe și mai departe, și vede jos orașe de aur scăldate într-o lumină vie, vede cerul vioriu cu stele nenumărate și Marea Albastră cu pânzele albe și e fericit și îi place să zboare mai departe, tot mai departe. Ce minunat, murmură Nehliudov. Apoi îi trece prin gând. De ce nu-i el, Iliușca?